Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 203 din 18.12.2020 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Bistrânii de Subacău, în data de 29 decembrie 2020, orele 16, la sediul primăriei Comunei Bistrânii, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării structurii de funcții publice, respectiv a statului de funcție al organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Bistrânii de Subacău. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău și a cuantumului taxe speciale de salubrizare pentru anul 2021. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale aplicabile de la data de 1 ianuarie 2021. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de urmărire și executare de avansurilor fiscale restante la bugetul local al Comunei Bistrânești, județul Bacău, prin modalitățile prevăzute de lege. Punctul numărul 5. Raportul privind activitatea desfășurată pe anul 2020 de către lucrătorul postului de poliție al Comunei Bistrânești, județul Bacău, prezentată de domnul Paisa Teodor, agent șef principal al postului de poliție Bistrânești. Punctul 6 diverse și mai suplimentăm un punct pe ordine de zi, proiect de rectificare a bugetului local de venituri și cheltuieli de anul 2020. Punem un raport ordine de zi, cine este pentru? Înainte de a trece la ordine de zi, o să fac cunoștință cu procesul de luat de ședința extraordinară de comisie. Deci, în 17 decembrie, o să vă fie transmisurile astea pe mail și o să o punem la vot în ședința care urmează, în ședința de sindicat. Legal. Necesar să citim raportul de aprobare? Dacă nu trece la discuții, cine se scrie? Eu mă scriu. Și eu că mă întrebat aici. Având în vedere că, deci cum au decurs procedura de alegere a viceprimarului, eu consider că nu a fost ales în condițiile lege și nu putem, eu nu pot să mă pronunț să constat această funcție până ce nu, am zis că un coleg de-al nostru a făcut o sesizare, până ce nu de această sesizare, nu pot să mă pronunț și consider că a fost făcut în afara procedurilor legale legea viceprimarului. Mai mult decât atât, am confruntat împreună cu colegul meu care a făcut această sesizare și am observat că una a fost trecută în hotărârea de Consiliul Local, adică alegerea viceprimarului a fost făcută de așa manieră încât să dea bine pentru prefectură și altfel s-a produs efectiv alegerea viceprimarului în Consiliul Local. Deci, din punctul meu de vedere, este un fals în înscrisuri. Așteptăm să vedem ce se hotărăște la nivel de prefectură. Eu personal nu mă pot pronunța pe acest vot, deși nu am nimic cu persoana în cauză, nu am nimic, dar nu mă pot pronunța în acest moment. Mulțumesc! Eu vreau să vă spun la dispoziție sesizarea făcută la prefectură, dată de ieri, toată cunoștință. Eu simt că am întrebat de la inspector. În discuția cu postului vacant, nu? Păi, repet că la prim. Da. Păi la postului vacant, eu propun să fie locat pe perioadă întregului an, 2021, până la final. Și postul de contabil, care va fi scos la, probabil, nu știu cum, ce procedură va fi, să fie scos public la concurs. Se trece la referent clasa a treia, aici se amână punctul 3.
Taxa va fi stabilită plecând de la cuantul
fixat în planul anual de evoluție a casei, pentru anul 2020, respectiv 15,94 de bani, era angajat pe lună, majorată cu 25% și va rezulta taxa de salarizare pentru anul 2021 de 20,64 de lei pe lună pe angajat. Punctul B, pentru agenții economici, cu 6-20 de angajați, inclusiv indiferent de tipul de contract de muncă, taxa va fi stabilită plecând de la cuantul număr fixat în planul anual al evoluției taxei pentru anul 2020, respectiv 15,94 de euro per angajat pe lună, majorată cu 15% și va rezulta taxa de salarizare pentru anul 2021 de 17,57 de lei pe lună per angajat. Pentru agenții economici, de la 21 la 100 de angajați, inclusiv indiferent de tipul de contract de muncă, taxa va fi stabilită plecând de la cuantumul fixat în planul anual de evoluție a taxei pentru anul 2020, respectiv 15,94 de euro pe angajat pe lună, majorată cu 5% și va rezulta că taxa de salarizare pentru anul 2021 va fi de 16,88 de lei pe angajat pe lună. Societățile comerciale, IE, PFA, IF, care nu au sediu social în Comuna Bursănești, dar sunt înregistrate în evidențiile fiscale al OAT Bursănești cu un punct de lucru, taxa de salarizare va fi în cuanturile stabilite și propuse funcție de diferențiere făcută mai sus în funcție de numărul de angajați al acestuia. Școala Gimnazială Bursănești și Școala Gimnazială Brătești, 50 de lei pe lună, Școala Primară Caraclău, 30 de lei pe lună, Bisericile de pe raza Comunei Bursănești, pe lună, Bisericile pe raza Comunei Bursănești, 20 de lei pe lună, pe lăgaș de pânt, Dispensarul Medical Uman Bursănești, Dispensarul Veterinar Bursănești, au fost un cuantum de 50 de lei, dar rămâne la 20 de lei pe lună, exact ca la biserici, Farmacie de pe raza Comunei Bursănești, 20 de lei pe lună, Oficiul Poștal Bursănești, 20 de lei pe lună, Postul de Poliție Rurală, 20 de lei pe lună, utilizatorii localnice prestează în mod exclusiv una din următoarele activități, transport intern, internațional, exploatare forestieră, construcții, sfărătorie auto, consultanță de orice tip, indiferent de numărul de angajați, 10 lei pe lună. Utilizatorii non-carnici care au angajat plata taxei este în sarcina reprezentanților legale acestor, respectiv administrator acționar asociații, precum și alte persoane cu funcții de conducere, 10 lei pe lună. Articolul 2. Nu se vor datora taxa de salarizare utilizatorii casnici care sunt încadrați într-un grad de handicap de gradul 1, fapt dovedit de certificatul de încadrare în grad de handicap gradul 1, cu sau fără însoțitor. Nu vor datora taxa de salarizare utilizatorii non-casnici care au sediul, punctele de lucru, pe teritoriul OAT Bursănești și care se află în una din următoarele situații. Au sediul, punctul de lucru înființat, dar nu au activitate economică. Clădirea pe care o deține în proprietate este declarată clădire rezidențială. Deține în proprietate chirie, concesiune, comodat, dar doar terenul și nu desfășoară niciun fel de activitate pe raza Comunei Bârsănești. Au sediul pe raza OAT Bârsănești, dar activitatea economică o desfășoară pe raza alte unități administrative teritoriale. Dețin instalații tehnice, rețele de electricitate, instalații de gaz, metan, instalații de telecomunicații. Societățile care figurează cu debite restante, care nu mai figurează cu bunuri imobile de pe tipul clădirilor și nu mai au activitate economică pe raza OAT Bârsănești. Societățile care figurează cu bunuri imobile de tipul clădirilor, dar care, în realitate, nu mai există, întrucât nu dețin documente de desființare a imobililor și nu mai au niciun fel de activitate. În cazul rezolvării falimentului societății, stării de insolvență, închiderii punctului de lucru, încetării activității economice, taxa de salubritate nu se mai datorează începând cu data de 1 al lunii următoare. Cele care au avut loc modificarea stării societății, situației pentru care se vor depune documente justificative în acest sens. Articolul 3. Se aprobă regulamentul privind instituirea taxei de salubritate pentru toți utilizatorii non-casnici, precum și modificarea de încasarea taxei conform anexei 1 ca parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 4. Se aprobă
modelul declarației pentru stabilirea taxei de salubrizare conform anexei numărul 2, parte integrată în prezenta hotărâre, articolul 5, pentru anul 2021, taxa de salubrizare pentru utilizatorii carnici și non-carnici se datorează și se achită lunar până la data de 30 sau 31, inclusiv ale lunii pentru luna anterioară. Termenul de depunere a declarației informative privind taxa de salubrizare pentru anul 2021 este de 31.03.2021. În cazul modificării, numărul de persoane plecate din localitate, decedate, născute, venite în localitate, declarația rectificativă se depune în termen de 30 zile de la data modificării. În cazul de depunere declarației privind taxa de salubrizare de către utilizatorii casiști și non-casiști, obligația de plată se va stabili din oficiu pe baza informației din dosarul fiscal, registrul agricol, ITM. 5. Plata taxei de salubrizare se poate face și anticipa pentru tot anul în curs diferit, așa, direct la ghișeul primăriei Comunei Bârsănești sau plata prin vinament în contul trezoreriei municipiului Onești. Neplata taxei la terenurile stabilite, la termenurile stabilite de lege, atrage după sine calculul și plata majorării de întârziere de 1% calculată prin fiecare lună sau fracție de lună și aplicarea măsurilor de urmărire și executare civilă prevăzute în legea numărul 207 pe 2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. Neplata taxei la termenele stabilite poate duce la suspendare, întreruperea furnizării prestării serviciului salubrizare de către operator în condițiile legii până la plata integrală a taxei speciale restante. Obligația de plată a taxei speciale nu încetează pe perioada suspendării, întreruperii furnizării prestării serviciului de salubrizare. Depunerea declarației informative. Depunerea declarației informative sau declarației rectificative peste termen se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 70 de lei și 279 de lei. Nedepunerea declarației informative sau a declarației rectificative se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 279 de lei și 696 de lei, iar necomunicarea numărului real de angajat de către utilizatorii non-carnici se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 696 de lei și 1578 de lei. Declarația de impunere constituie înștiințarea de plată conform legii numărul 207/2015, potrivit codului de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. Modelul de tip a declarației de impunere este prevăzut în anexa 2, care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 5. Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021 și va fi adusă la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei prin compartimentul aparatului specialitate. De la aceea dată se încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare prezente hotărâri. Articolul 6. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, instituție, prefectului județul Bacău, compartimentului de specialitate, contabilitate, buget, venituri, executare silită și resurse umane și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare în condițiile lege prin grijă secretarului comune. Primar pentru raportul de specialitate, dar pe scurt, doar da, vreau să spun gata, vreau să aduc o informare consiliului. Situația nu este foarte simplă, pentru că se întâmplă ca noi să adunăm cantități foarte mari de bună, motiv pentru care sumele datorate sunt foarte mari. Vreau să vă spun că, de exemplu, pentru anul în curs, până la decembrie, de la persoane fizice am colectat 380,2 tone. La persoane juridice 126,76 tone. Cantitățile sunt foarte mari. Va trebui, ca noi în perioada următoare, să avem în vedere monitorizarea mașinilor de gunoi și obișnuirea cetățenilor comune cu faptul că vor trebui să depună în containere doar rezidurile care trebuie să puse acolo și nu. Moloz, pământ, reziduri care înseamnă greutăți foarte mari pentru noi și înseamnă costuri suplimentare la nivelul comunei. Nivelul de încasări pe care l-am avut pentru colectarea taxei de salubritate a fost un relativ bun în condițiile actuale. Vreau să vă spun că am colectat la persoane fizice.
207.274 de ron, la persoane juridice 16.859 ron. În total, nivelul de colectare a fost undeva la 224.133.63 ron. Prin elaborarea hotărârii pe care noi am adoptat, o vom adopta astăzi, taxele pe care le-am propus noi sunt doar orientative. Ar vrea ca fiecare dintre noi să studieze nivelul de taxe pe care noi l-am propus și în condițiile în care vor exista dorințe și tendințe de a modifica anumite nivele, noi să le adoptăm în plenul Consiliului. Sunt câteva chestii care ar vrea să le fac chiar personal. Dispensarul medical, cine dintre ei nu se pare mai mult, ar trebui să venim cu părerea mea undeva la un nivel de taxă de 20 de lei, așa cum a spus și domnul primar, la dispensarul medical determinat cu 20 de lei. Mai e o chestie care a produs o creștere, cred că destul de mare, la persoane juridice care au între 1 și 5 angajați, nivelul de taxă s-a dus undeva cam sus cu 25%. Cred că ar trebui să intervenim și să percepem un alt procent de creștere care să fie mai mic. Dar ce se întâmplă? De ce m-am dus așa, ca și nivel de poantă? Pentru că calitățile pe care le corectăm, cele mai multe societăți pe care le avem pe teritoriul comunei, sunt societăți cu un singur angajat. În condițiile astea, calitățile de bunăi pe care le adunăm erau destul de mari. Noi am gândit asta pentru a creșterea nu este, dacă este să o luăm în termen real, bănuții pe care îi plătește fiecare, ar fi o diferență de 4 lei, 4 lei, 4 lei și 1 lei. Creșterea mai prima foarte mare. Totuși, având în vedere faptul că această sumă iese din grila de creștere anuală prognozată de către acordul pe care a zis la început, cred că ar trebui să operăm o diminuare a nivelului de creștere la categoria aceasta de agenți economici și să ducem undeva, nu știu, la cel mult 20 sau 15%, la fel ca și la celelalte tipuri de societăți comerciale. Astea sunt propunerile și informațiile pe care nu am vrut să le dau dumneavoastră pentru ca să luăm o hotărâre în deplină și cunoștință de cauză a modului de cum s-au conceput hotărârea pe care le avem acum. Pentru că hotărârea pe care am avut-o până acum a fost una foarte simplă și sumară, care avea strict prevederi doar la persoane fizice și persoane juridice în funcție de numărul de angajați pe care le-a dat fiecare. Aici noi am făcut referirile astea stricte și pe categorii, având în vedere hotărârile de consiliu pe care vecinii noștri de la comunele din zonă le aveau și ei, dacă vă dau citire ca nivel de informare, ce nivel de taxe au alte comune de pe lângă noi, o veți spune mâine în cap, taxele sunt foarte, foarte mari comparativ cu taxele pe care noi le percepem chiar în condițiile de modificare actuală. Dar am zis că este un lucru nefiresc să suprataxăm în așa mod cetățenii comunei și persoanele judiciare comune și să avem o creștere rezonabilă pentru ca noi să ne putem acoperi în condițiile actuale de viitoare de colectare, în condiții în care vom percepe cu adevărat în urma hotărârii de consiliu creștere pe care noi le-am propus, pentru ca să putem acoperi cheltuielile. Pentru că cu tot cu subvenția pe care noi am aprobat-o pe hotărârea de consiliu de anul trecut, noi nu reușim să acoperim nivelul de restanță pe care îl avem pentru colectare. Deci va trebui să umblăm pe mai multe pârghii, să monitorizăm întâi. Pentru că asta este cea mai mare generatoare de cheltuieli suplimentare. Cantitatea de greșeli pe care noi o ducem la groapa de gunoi. Va trebui ca oamenii comuni să se obișnuiască cu colectarea selectivă. Este un lucru pe care comunitatea ne cere de foarte mult timp, dar noi tot trebuie de astăzi pe mine și nu o punem în practică. În condiții în care omul va colecta selectiv, nivelul de cost pe care el îl va avea în continuare va fi un redus, va fi benefic și pentru el și pentru noi ca și comunitate. Dar trebuie să avem în vedere că acest demers să nu fie făcut brutal, să nu încercăm să tăiem sau să șansa de a colecta și de a impune omului o cantitate strictă de gunoi, pentru că el ce se va întâmpla? Eu am experiența mandatului trecut, când toate pâraile, toate zonele limitrofe ale comunei, ale satului comunei, erau pline de gunoi. Eu nu vreau sincer să ajungem, pentru că mine au trebuit 3 ani ca să învăț omul să ducă gunoiul la MVM-ul, firma veche care făcea colectare. Mi-a trebuit foarte mult, în fiecare săptămână sau lună, eu trebuia să închiriez buldo cu care să nivelez, să acoperi pământul, să putem face ca să nu primim amenzi de la mediu. A fost o chestie care mi-a dat foarte mult de muncă și m-am chinuit mult ca oamenii să se obișnuiască cu predarea gunoiului la firma de colectare. Deci nu trebuie să rupem niciodată, va trebui ca pas cu pas să facem toate demersurile pentru ca nivelul de colectare să fie un selectiv impus în condiții normale, iar colectarea să fie pe nivel de general cât mai mică, pentru ca noi să plătim cât mai puțin și să ne încadrăm taxele pe care efectiv le colectăm de la oameni.
Cam asta au fost informații pe care nu sunt preocupat. Dacă mai sunt alte informații pe care doriți așa, chiar vreau să-mi răspundeți, pentru că este posibil să scăpați ceva și să nu vă fie atât la cunoștință tot ceea ce, toate informațiile pe care le-am și de care discut la momentul ăsta. Da. Discuții. Eu mă scriu. Da? Și eu. Mai explic un și eu, dar s-ar putea să calculați la 50 de angajați
în quantum a 16.09, care este valoarea pe care trebuie să ține de angajat un agent economic care are numărul ăsta de angajat și cât plătește o societate care are un singur angajat și care dă 16 lei. Deci diferența este mare. Și eu consider. Eu nu am impus Consiliului o decizie pe care am luat-o eu. Este aprobarea viziunea Consiliului vis-a-vis de propunerea mea și Consiliul Plenului va adopta sau nu măsura creșterii pe care eu am propus-o. Am n-am venit cu statărul să spun așa trebuie pentru că așa vreau eu. Dar cântărirea pe care vreau să o cereți, eu nu pot să o fac atât timp cât mașina care contează cu voi nu are un așa dispozitiv, ca să vă spun. Azi am strâns de la SECE, am eu dat 70 de kilograme, răspunde mi-am strâns 150 de kilograme, pentru că eu așa ceva o evaluare nu pot să fac. Deci nu am fost cu cântarul la fiecare agent economic ca să pot să știu câte kilograme de gunoi acela. Dar văzând situația de avut în care... În această situație sunt și ăsta, consumatorii casnici în situația asta, atunci neapărat. Corect, păi tocmai asta am zis. Haideți să facem un balans la echilibru. Păi zero zic, să gândească 13 minți ale Consiliului și numai singur cu propunerea asta. Cele 13 ale Consiliului care sunt luminate și care consideră că vor să binele comunității, dar și binele administrației, pentru că dacă noi intrăm în colaps și nu vom fi în stare să plătim taxe de sănătate pe care în care sunt dator la ADIS, vom intra în insolvență sau se va întâmpla ceva foarte rău. Sau să păi, vedeți? Și chiar nu vrem să rămânem în situația pe care am spus-o mai demult, pentru noi va ajunge, în loc să ajungă rampa de încălătare de la Unești la Bacău, va ajunge pe pâraile noastre sau în marginea unor râuri sau undeva. Deci, în situația pe care am spus-o discutăm, ne ducem la sfârșit, în bune condiții, folosindu-ne toate informațiile și minte de care dispunem. N-am venit o bază și am zis că așa trebuie, că vreau eu. A fost o propunere. Eu, practic, ce vreau să scot în evidență și o să vină cu o propunere pe care o propun Consiliul Local, dacă domnul președinte aprobă ca să propunerea. Chiar suntem de acord să acceptăm așa. Deci, vedem care ce vreau să, totuși, indiferent de ce trebuie să aplicăm o echitate față de toată lumea. De fiecare agent economic, chiar dacă are magazin, chiar dacă are 250-100, noi trebuie să aplicăm echitabilitate față de toți. Nu facem cu dublă măsură. Pentru ăla care are un singur angajat, da, poate aduce mai mult gunoi care un magazin, dar poate am agent economic cu un singur angajat care nu generează atâta gunoi. Doar de ce să-l taxez cu 20 de lei? Nu mi se pare corect. De asta. Și vreau să vin cu o propunere, ca și agenții economici, indiferent de clasa lor și de câți angajați au, să ne încadrăm așa cum ne-a dat planul tarifar ADIS-ul, care este 16.09 pe persoana juridică. Așa ne-a dat ADIS-ul. Planul minimal. Adică prețul minimal. Și-aș dori, eu asta, domnul președinte, fac această propunere față pentru Consiliul Local și tot supuneți la vot, să se reducă taxa de la 20 de lei a agentului economic care are între 1-5 angajați, la 16.09, că ăla e tariful minimal prevăzut din planul tarifar de la ADIS. Comportabilul, adică. Ăla e planul minimal, adică e prețul minimal față de planul tarifar. Atât acela. Vă rog să, dacă puteți să supuneți la toți propunerea. Mulțumesc, nu mai am întrebări. Domnul, vreau să termin din cuvânt. Domnul Vă rog să aveți vedere faptul că eu n-am avut creștere doar la agentul economic care a dus în angajat. Creșterea pe care am propus-o eu a fost valabilă pentru toate tipurile de angajat, mai puțin, mai mici sau mai mari. Deci creșterea a fost și la cel care are 100 de angajați, și la cel care are 20 de angajați, și la cel care are 5 angajați. Deci, dar am ținut cont, așa cum am făcut referire în referatul în raportul de specialitate, la faptul că agenții economici cu un singur angajat, de uneori generează foarte mult gunoi. Iar banii pe care îi dau ei, comparativ cu cei pe care îi dau agenții economici care au mulți angajați, sunt atâtică. Să fim sinceri. Adică 16 lei, comparativ cu 100 de milioane sau 200 de milioane pe care îi dă un agricultor care are un agricultor care are 5 angajați, înseamnă o diferență colosală. Și aici am spus, și nu am vrut să favorizez pe nimeni, dar am supus atenției Consiliului în forma prezentată de mine și cuantumului pe care noi, eu împreună cu domnul primar și noi ne-am discutat și am convenit, pentru ca dumneavoastră să discutați și să putem avea în nu putem ceasă. Adică o creștere de 1 lei sau 2 lei nu mi se pare extraordinar de mare și un agent economic să nu poată să o ducă, să fie clar. Deci o depunere era. Dacă Consiliul va considera, eu am avut o concepție și o părere eronată, să adoptăm o de Consiliu care să se modifice într-o formă convenabilă pentru toată lumea. Deci eu, în legătură cu taxa de salut, să fărăm prețul, propun, ca să se facă o platformă ecologică, locală, pentru lemn, pentru balast sau ce are om acolo. Și să nu mai fie discuții că găsești în poș balast, găsești cât și mai câte obiecte, plastic.
Și plus de asta s-a înființat platforma. Vom crede că s-a înființat o platformă la Burzești pentru selectarea selectivă. Corect sau nu? Deci și contractul care este prelungit în 2019, în ianuarie, mi se pare, domnul Bănavă, e adevărat sau nu? Una o altă adițională la contractul care s-a prelungit până în 2041. Deci, dacă am urmărit cu atenție ce ați propus. Deci, să se facă o platformă ecologică locală pentru... Pentru depozitarea materialului de plus care a luat omul, poate mai... Un pic mai rar, domnule. Pentru depozitarea... Materialului de plus, balast sau... La grămadă. Se face platformă compartimentat, compartiment de balast, compartiment de ciment. Și am venit care la 1 ianuarie. Și am putea să
cu nivelul de taxe de aici, cu nivelul minim stabilit pe planul de plan. Este vorba de Pascu Ghițe, este vorba de Cristia, este vorba de Mihai. Ce vreți, mă rog? Dar nu mi se pare corect, îmi cer scuze că vă întrerup, dar nu mi se pare corect. Dar pentru că, că practic, când ajunge mașina, exact cum a spus și domnul Ghici, când ajunge mașina la un magazin, pe lângă tomberonul ăla care e plin cu gunoi, mai are și 2-3 saci. Păi ce, dar tu ce contești, dar m-am scris acolo. Bun, dar da, e scris acolo, da, mă rog, acum e scris acolo, dar nu mi se pare corect, pentru că ia mult mai mult gunoi. Uite că am fost și nu este chiar. Eu chiar m-am blat, chiar am fost eu și am văzut. Eu am văzut, o să și persoane fizice care locuiesc acolo, deci ei doi plătesc gunoi. Nu că le țin parte, și așa merge foarte greu activitatea în comerță, acum mai ales cu pandemia, și noi ne mărim prețurile. Nu merge, dacă v-ați uitat, vând de la geam și o pâine. Și anul trecut nu au posibilitatea să-și achite datoriile la stat. Taxa de acum un an, de la 16 ceva, scade la 10 luni, pentru utilizatorul în cazul care n-au avut. Deci, acolo este, acolo se încadrează, da? Asta am vrut să știu. De la 10 lei, ok. De acord. Păi suntem, vă rog. Nu, spune la urmă, care se spune la urmă. Domnul Gănat. Da, având în vedere că au apărut și bisericii care nu puteau opăta, este necesar de conta în vederea marta. Pentru că fiecare biserică există un cimitir, unde primăvara, știm, face curățenie la morminte, să adună o cantitate mare. Deși eu care nu sunt municipale, domnul Brănaru. Păi este, dar ce facem cu ele? Vă stese de câteva mici condiții. Bun, ce facem cu ele? Păi, domnul Brănaru, deci noi aici discutăm de deșeuri municipale. Deșeuri municipale sunt altele decât cele. Cum spunea colegul, crengi, frunze, peturi, hârtie, carton și așa mai departe. Care nu sunt deșeuri municipale. Și atunci ne întoarcem la altceva. E taxa 20 de lei. Ei au activitate o zi pe săptămână. Da. Le fac doar pe săptămână. Nu vi se pare că e prea mult? Nu, dacă îi băgăm la numărul de salariat, poate să intre la mai mult. Da, asta este. Așa că începem din curând. Dacă au numărul de salariat, atunci îl scădem de aia. Nu face mizerii și acasă. Nu poate face propunere. Da, nu face mizerii și acasă și orice. Păi unde acasă? Păi suntem păi dar dacă e din stat de acolo... Domnul Plănar, suntem de două ori supratasat. Angajatul odată plătește acasă gunoiul și la firme plătește și odată gunoiul. Asta nu-i ceva normal. Păi nu-i ceva normal. Eu știu că am venit după aia. Acum am închis și noi magazinul TCR și am plătit din musca. Și nici n-a funcționat și am plătit. Aveți vreo propunere? Nu, asta deci cu containerul, dacă vedeți ce putem face. Domnul Plănar. Da, aș fi avut două întrebări, dar pe una a surprins-o domnul Miron și alta ar fi, avem o strategie pentru colectare selectivă? Doar așa, mai putem diminua din costuri. Da, containerele astea care sunt plasate pe marginea lumii, cu galben, cu verzi, cu așa care se plătează, sticlă, plasticuri, carton. Dacă dați seama că acele nu sunt suficiente, dacă le amplasăm din kilometru în kilometru sau cum sunt cazul de față, vreți să-mi spuneți că vine bătrânica din vârful dealului 2 km pe jos să colectează selectiv? Niciodată. În alte localități am văzut saci diferite culori și e clar că nu va fi 100%. De mâine dacă e implementat treaba asta, nu știu dacă 20% din comunitate va fi ok cu situația. Dar putem, cum a zis domnul vice, te faci o bază de date, mai ales că a spus că o să trimiteți unul din polițaii locali sau cineva din cadrul primăriei, în urma mașinii, să aveți un tabel și pentru fiecare gospodărie să contorizați cine selectează, cine nu, și anul viitor, în funcție de cum va reieși baza de date, să sancționați sau nu cu consecință. Cei care vor colecta nu vom stădea taxa celor care... Nu se poate, domnul. Pentru că avem un plan tarifar până la anul 2040, dacă nu mă înșel. 2040. Există un plan tarifar care anual crește în funcție de... Probabil să e raportat și la evoluția inflației. Probabil, mă gândesc. A fost inițiat în 2011, dat un plan tarifar. A revenit în 2017, dacă rețin eu bine, sau 2019. Și s-a făcut un alt plan tarifar adaptat la inflație.
Și s-a, deci, în acel tabel, în fiecare an, vom găsi creșteri pentru ca să se acopere cheltuielile. Problema vreau să vin în completarea dumneavoastră și eu. Și vreau să vă spun un singur lucru. Am spus-o și în mandatul trecut și am spus-o mereu că este o mare problemă cu salubritatea asta, la, nu la noi, cred că peste toată țara. În toată țara este o problemă. Problema este următoare. Locuim într-o zonă rurală. Deșeul menajer, cum este definit în lege, cetățeanul de rând sau proprietarul sau utilizatorul casei, cum este denumit în lege, îl folosește la animale, alimente, alte din astea, vegetari și mai departe. Ce să pună omul la container sau la pubelă, când aici taxa este 7 lei pe lună de persoană, și s-o cotiți la una, să vedeți cât vine pe un cap de persoană. Asta numai unul, dar sunt care au 5-6 membri de familie, în fine. Bun. Ce să vă dea la container? Adică ce să dea la container utilizatorul casnic? Deșeul menajer, cum este definit în lege, îl folosești din gospodării la animale. Ce-i mai rămâne de dat? Pentru ce plătesc taxa? Hârtie e la tractul, mă. Hârtia, pentru automat trebuie să-l pun selectiv, că nu mi-l mai iau de la fapt. Că dacă mi-a deschis capacul la pubelă și mi-am văzut pe hârtie, carton, metal, etc., nu mi-l ia conform legii. Și atunci, pentru ce plătesc eu taxa de salubritate? Nu trebuie așa... Bine, e o întrebare retorică. Da, dar am avut cazuri în care am găsit cenușe, au făcut rețele la presele, au pus în container. Vă dați seama, dacă pui un container de la prin... Haideți un pic să, zis, haideți să facem un echilibru și o balanță. Pentru ce plătesc dacă eu nu am deșeuri, nu am deșeuri municipale, așa cum sunt definite în lege? Ce plătesc? Numai să stea cu container în fața porții și să-mi refuze? Că nu îndeplinesc condiții. Păi nu îndeplinesc. Eu locuiesc într-o zonă rurală, nu locuiesc la oraș. Da. Aici e chestia. Mulțumesc. Nu mai am. Deci eu aș vrea să văd un pic contractul când s-o ia cu Romprefu în 2016 și actul adițional făcut în 2019, ianuarie, și vreau să văd dacă am dreptul să studiem. Sunt pe site-ul primăriei, domnul. Bun, ok, o să descarc acolo. Am să da. 2009. 2019 a fost prelungit. În ianuarie 2019. Și mi se pare că prelungirea acestui contract a fost cu act adițional datorită deschiderii platformei de selectare la buget. După cum... S-a delegat gestiunea către EcoSum. Și dacă facem legătura, deci locatarul nu, nici nu trebuie să selecteze bunul. Eu trebuie să dă la grămadă. Că ei fac deja selectarea acolo. Deci așa specific un contract. Și vă pot da și pozic, că am pozic la Unești, de exemplu, să fii tot la fel, ia ploiul, deci oamenii îl pune cât de cât se leghid, el așa pune la unul cu mașina din noi. Da, bun, atunci... Am avut și la noi. Deci pe site-ul primăriei îl găsesc, doamna, secretară, nu? Da, da. Bine, niciuna. Să vă înțeleg pe până acolo și e la net. Dau container în fața porții și nu duce selectiv. Omule, omul nu este obligat pentru cât contractul care îl are făcut acum ADIS-ul. Deci ADIS-ul, practic, îi rupresc. El îi prestat un servici, care eu nu știu. Deci legal și de drept primăria nu ar avea dreptul să încaseze banii pentru prestări de servicii de rupresc. Nu, chiar sunt, am vrut să dau răspunsul ăsta. Nu noi am hotărât asta. Asta o hotărât Consiliul Județean, noi suntem executați. Da, da, ok, dar nu poți să executați. Trebuie să prezentați, domnul, la ADIS. Da, și dacă ca mai tot aici, dacă nu am fost să pentru... Deja trecem criteriile pe colocat. Domnul primar, rămâne la 16,09 conform taxe sau mărim la societăți? Nu mărim nimic, ca lăsăm conform grafic. Deci, dar să știți, domnule, și ce-am făcut pentru punere? Contraina să fie, dacă sunt 3 etaje pe lângă, 3 etaje rămân acolo. Dacă nu, haideți să discutăm, să-i uităm un picut tabelul, cota la fiecare cetățean. La fie, trebuie să fie un tabel. 45 grame sau câte și 74 lei pe lună de persoană. Nu, 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 gramat. Este cota. Care e cota? Se pare că e 20 de kilograme pe cap de gospodărie. Și dacă n-am cota de câte 2 kilograme? Păi, asta trebuie discutat. Păi, trebuie discutat. Păi, asta e problema. Deci, eu zic să amâne, să nu-mi dă un picuț. Obiecțiune? Că nu pot să scriu. Domnul Tăi, nici la primare nu aș vedea pe discuță de asta. Cu 17 lei, 16 lei, 0,9. 16 lei, creșterea tipografică. Lăsăm conform grafice. Nu, nu. I-a dat cuvântul și domnul că a fost un grafic. Și la, la biserică, la biserică, rămâne 20 de lei?
Eu zic că nu e un era discuție la da, 20 de lei. La biserică ar trebui mărit un pic. Din cauza că acolo s-a adunat foarte mult președinte. Hai să nu spunem și trebuie să vă acolo dacă am propus un om. Doamne, la biserici reduce în creștere. Facem. Domnul ne propune și votăm în ordine. Iar dați-mi un cuvânt de astăzi. Da. Votăm în ordine propunere. Așa este corect. Nu te vorbim imediat. Să pun la vot propunerile aduse de domnul Vince în legătură cu taxa la dispensarele comunale cel medical și cel veterinar și propunerea domnului Miron cu taxa unică. Taxa agenților economici care au 5 angajați să fie cu 16,09 bani conform tabelului din planul tarifar. Și ceilalți la 6,20 la am mai văzut că atâta mai sunt la ceilalți agenți economici 17 lei. Să-i reducem pe toți la taxa de 16,09 lei ca să facem echitate pentru toți agenții economici. Așa. Deci să respecte tariful. Planul tarifar. Planul tarifar. Agenții economici. Agenții economici. Având un număr de angajați între 1 și 5 angajați. Așa. Să rămână conform planului de evoluție tarifar. Deci, înaintat de către Adisba. Da, da, da. E vorba de 100 chiar. Să rămână toți cu 16,09. Toți. De la un salariu. De la un angajat la 100 de angajat. Agenții economici, un angajat la 100. S-au mai spus. Am înțeles. Să pun la vot propunere. Cine este pentru? Propunerea asta. Da, propunerea. De prima dată era planului ăla. Da, propunerea de proiect. Nu mă, tu pun la vot propunerea cu cabinetul. Păi asta vreau să spun acum. Aia cu cabinetul medical a spus de la 50 lei la 20 lei. S-a votat? Da. Păi acum să pun la vot. Asta și asta. Am zis pentru amândouă dată. Pun la vot. Cine este pentru? Votat în amândouă. Amândouă. Deci toată lumea, da? Mai departe. De curie. Taxa unică în societăți. Taxa unică în societăți. Da, am votat. Da, am votat pe amândouă dată. Da. Nu, taxa unică și trebuie să separat. Nu pune separat, dar vot taxa unică pentru... Aia cu 10 lei. Da. Nu, aia e 16,09. Aia e 16,09. Tot ce e de la instituție. Da, aia se duce tot acolo. Da, aia e și pentru aia sunt proiecte. Da, mă dețineți așa. Domnul președinte, așa cerut modificarea doar la... Păi să duc la 1 la 100. Voi nu știți să... Nu e de la 0 la 100, e de la 1 la 100. De ce modifici acolo? Pentru că se rămâne cu 10 lei și aia lasă cu 69. Păi nu. Băi, ca nou salariat, se duce rămâne la 10 lei. Care e problema? Nu mai zice care vedeați. Hai să discutăm o secundă despre suprataxarea angajată. Conform planului tarifar. Nu despre aia vorbim. Vorbim aici, ca notar, ați spus așa. Societățile, agenții economici, fără niciun angajat, a se propune ca de la 16,09, cum este indicat în planul 2021, planul de anual de evoluție tarifar, să scadă la 10 lei. Cine a făcut această propunere? Doamna Găman. Păi, haideți, frate, să rămânem pe text. Vorbiți haideți să ne înțelegem și votăm pe rând, ca să nu avem decât. Hai, vă rog frumos, votăm pe rând. Uite, lasă-ți o votăm pe asta. Votăm prima dată taxa pentru societăți. Indiferent de numărul de angajat, taxă conform planului care va cu 16 unică. Vlad, cine este mă? Cine este pentru? Taxă unică, 16,9. S-a votat, aia de la 1 la 100. A, reluat ca să nu avem discuții. Votăm propunerea numărul 2, cea pentru dispensarea de medical și pentru de comunală. 20 de lei. Ei, aia a fost prima. Facem-o, ce este pentru și ce este pentru. Deci toată lumea pentru. Am înțeles. Propunerea doamnei Găman cu reducerea taxei pentru... Păi de-aia pică automat, dacă s-a votat prima, într-o altă formulă... Aia este la 1 la 100, domnul Miron, asta e fără angajat. Asta e 0 angajat. Acolo e de la 1 la 100.
Deci supun la vot propunerea doamnei Căman, cea fără angajat. Trebuie să fiu singura. Nu, de ce să fiu singura? Nu, cine așa. Reducerea taxei de la 16,2 nu știu cât e acum la 10 lei. Cine este pe așa? Păi că trebuie să unul singură. 10 lei. Nu, nu. Noi, e vorba de... Ce e mă mea? Aia, e tot restul. Bun. Trecem acum punctul 3 cu ordinea de zi. Nu, scuzați-mă. Pun la vot proiectul numărul 2, privind aprobarea planului anual de impozitare taxe de special și calculitate, cu modificările interne făcute și aprobare. Cine este pe aia? Da, îmi cer scuze. Rectific votul, da, și spuneți pentru. Vă rog frumos. Îmi cer scuze. Unde? Retractez asupra avizului. Da, retractez asupra avizului, dau vot pentru. Dacă vine comisii, pot să-mi dau vot împotriva, nicio problemă. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitului. Dar o secundă, dar v-ați pronunțat asupra nivelului taxei pentru persoanele fizice cu comunitate? Da, arăt așa de aia, așa cum vă pronunțați? Deci și la PJ, și la PPP, și la persoane matriculare, de la fel. Respectăm graficul. Am înțeles. Conform adicul. Și persoanele invalidate, sunt de acord să fie studiți, da? Îți spunea mai puțin. Aia, asta e bună. Dar mai e un val să vă împiești. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxe locale pentru anul 2021. Primarul Comunei Bâsănești propune articolul 1. Pentru anul 2021, impozitele și taxe locale rămân la nivelul anului 2020, conform hotărârii Consiliului Local numărul 41 din 17-12-2019, potrivit aprobării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Articolul 2. Se stabilește plafonul creanțelor fiscale care pot fi anulate în sumă de 10 lei și se aplică totalul creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori aflate în sol la 31 decembrie 2020. Articolul 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021. Articolul 4. Prezenta hotărâre se comunică primarul, prefectul județului Bacău, precum și compartimentul contabilitate financiară, venituri, executare civită și resurse umane. Articolul 5. Prezenta hotărârii va fi adusă la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei prin compartimentul contabilitate financiară, venituri, executare civită și resurse umane și va fi publicată prin afișare în condițiile lege prin grijă secretarului comunei, general al comunei. Dacă nu e problemă, o să dau eu citire la postul din compartimentul de specialitate. E vreo problemă? Nu mai este problemă. Conform legii numărul 227/2005, codul fiscal, modificările și completările ulterioare, propunem ca impozitele pentru anul 2021 să rămână la nivelul anului 2020, având în vedere că în luna decembrie se aprobă regulile generale privind impozitele și taxele, modalitățile de declarare, datorare și calcul cu pietre și contul acestor. Menționăm că această propunere se datorează și faptului că anul 2020 a fost un an destul de dificil din cauza pandemiei a virusului SARS-CoV-2, fiind în mai multe rânduri stare de urgență, stări de alertă prelungită, nivel ridicat de șomaj, lipsa locurilor de muncă, precum și închiderea unor activități ale agenților economici. Prin urmare, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2021 la nivelul celor stabilite și aplicate în anul 2020. Discuții. Da, eu vă mă înscriu. Domnul Grigore. Da, sau domnul, scuzați-mă, n-am văzut, aici. Da, domnul Grigore, vale. Eu n-am văzut, dacă se poate, sau ultimul nicio problemă. Da. Domnul Grigore. Am o singură întrebare. Care este baza după care se stabilesc cotele impozitelor? Aici, din cele citite, observ că Consiliul Local stabilește și aprobă cota maximă de 0,2 conține ca intervalul între 0,08 și 0,2. Adică deci există o bază de date ceva în spate? Astea se iau din codul fiscal. Ai înțeles, se iau din codul fiscal. Da. De la până la, ai voie. Există intervalul de la 0,08 la 0,2. Da. Și eu, întrebarea mea este următoarea. De ce doar se maximizează? E plafonul maxim și nu între.
De zile știu că cel puțin ultimii 4 ani. E an de pandemie, deja la jumătate. Nu spun că nu e ok sau e ok, întreb dacă în spatele acestor cifre există o bază, o statistică, ceva. Un studiu socio-economic, ceva în spate. Nu există nimic. Noi asta l-am luat din codul fiscal și au fost supuse spre aprobare și vin din 2016-2017. De când au venit codul fiscal cu modificările, când cu clădirile astea rezidențiale, nerezidențiale și... Și se deliberează în contextul în care mulți, dar poate dintre noi, nu avem niciun fel de înclinație pe partea economică. Dar nu, stați liniștit că se face diferența între că acolo codele astea e clădire rezidențială, care e casa de copii, are un tarif. Nu, doi, dar fiecare celelalte sunt clădirile rezidențiale, care alea vin cu tarifele celelalte, sunt la persoane juridice, deci nu aveți nicio rășură pe dumneavoastră. Marea majoritate sunt maximizate, sunt la fonul maxim. Dar nu sunt ca și impozite pe persoane, pe clădirile care sunt. V-am spus, aici e, dacă citiți acolo bine, vedeți la ce se aplică cota aia de 0,2%. La care sunt clădirile supuse acolo. Eu v-am dat un exemplu că deci am la clădiri rezidențiale și clădirea anexă, nu... Clădiri nerezidențiale. Da, la ăla, la casă, de exemplu, ai o societate. Și aveți un sediu a societății în casa dumneavoastră. Aveți o casă de 100 de metri pătrați. Ei, o suprafață de 4 metri pătrați se consideră nerezidențială că aveți sediu acolo, având societate. Aia e nerezidențială. La suprafața aia de 4 metri pătrați sau se pune cota aia de 0,2%, care e o diferență, ca să vă spun așa, ca și idei, ar fi o diferență de 30 de lei, 20 de lei, depinde de anul vechimii construcției de astea. Vine completarea. Deci, nu vine. Asta, o secundă să și scriu. Eu vin în completare acest coleg din Consiliul Local și anunț de doamna Grecu, că uitați la capitolul 1, la pagina 2, pagina 2 din proiect, spune așa, acel calcul se aplică și impozitul și pentru clădiri rezidențiale. Nu numai nerezidențiale, același calcul se aplică. Dar eu altceva vreau să întreb. Vreau să vă citesc. Spune așa. Calculul impozitului pe clădiri rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Potrivit articolul 67, alineatul 1, pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%, 0,2% aplicată asupra valorii impozabile a clădirii. Consiliul Local Bârsănești aprobă cota de 0,2%, cota maximă. Așa scrie aici, am citit din proiect. Așa scrie și... Bun. Eu vreau să vin cu altă întrebare, doamna, pentru că, da, vă întreb că sunteți specialiștii compartimentului. Da, domnul primar, poate, da. Văd aici a spus, s-au plafonat aceste impozite. Vă rog să spuneți din tabelul ăsta, am, de exemplu, o valoare. Ca clădire, cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă. Cer scuze că după telefon citesc foarte greu, așa, când îmi văd bine. Cărămidă, arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament. Așa. Și avem aici o valoare pentru 2020. Ne spune 1151, pentru 2021, 1151. Această valoare, ce reprezintă, este minimul taxei sau maximul taxei? Ce reprezintă valoarea asta de 1100? Nu, dumneavoastră vă uitați la... Alea sunt tarifele din codul fiscal. Tarifele astea, ce sunt? Da, da, da. Sunt cele minime sau cele maxime? Nu, până la maxim mai e. Păi spuneți-mi, ce care sunt? În ce categorie? Minime și, sau și maxime? Astea, și astea ce spuneți dumneavoastră... Nu, sunt între. Nu am legea în față, ca să vă spun exact. Deci întreba, păi atunci nu puteți să mă puneți și pe mine, dar, ca cota aia de impozitare, eu s-o trec maximă, dar de fapt... Domnul Miron, vă întrerup, dar uitați-vă mai bine acolo, cu instalații de apă, canalizare electrice și încălzire. Deci, terasa comunii noastre nu e nimic, ce mi-a spus dumneavoastră acum, de 1100 la 1000. Primul punct v-am citit. Cota, deci impozitul este 1100...
1151. Eu am întrebat acea sumă, 1100, nu am întrebat cum o raportați la indice și așa mai departe, cum este cumulul de calcule și așa mai departe. Eu am întrebat, acea sumă este minimă sau maximă? Nu, trebuie să aduc o lege, acordul fiscal și vă spun. Aici am vrea să știu. Da. Și vă spun imediat și de ce vă întreb, pentru că mi-a vă aduc acum exact cum ne dăm Consiliul Local aprobă o cotă maximă de 0,2%. Deși am un barem între 0,08 și 2% și 0,2%. Am un barem. Mă pot încadra. Dacă aici aceste sume sunt la jumătate, mă gândesc că și noi acea cotă trebuie să o primim acum. Mulțumesc, asta era întrebarea. Nu, mai am întrebat, mulțumesc. Aș dori clasificarea zonelor, categoria A, B, C, dacă este făcut în comună. Este făcut mai demult. E foarte mult. Bun. Există. Pentru că fără asta nu puteai face impozitarea. Bun. Există un pădiciu de citație? Da. Dar să trecut acolo, în vădăre. Ok, asta categoria A, categoria B. Păi cred că s-a mai schimbat categoria. Păi asta duc și eu, că nu mai rectificat nimeni istoria. S-a mai asfaltat terenurile, locul, străcele pe acolo, altele. Deci s-a modernizat, tu iei dintr-o categorie când faci modernizare. Sigur, sunt teama asta. Nu e important. Nu e așa, dar trebuie să te actualizezi. Păi gândiți-vă că categoria A este reprezentată de satul de centru. Satul de centru. Satul de centru. De exemplu, uitați, de exemplu, satul Albele, poate chiar și Albele, ar putea să fie în alte categorii. Iar restul satului, fără discriminare, sunt taxate un pic mai de mult. Da, doamna secretară, dar totuși trebuia făcut o diferențiere, că după unități, după una, după alta, ar fi trebuit un pic în categorii SIN. Ar fi trebuit. Dacă e făcut planul, după planul ăla de acord din 2010, care e în spatele dumneavoastră, domnul Bănar, cu canalizări, cu case de vacanță, cu așa... Deci, nu putem să considerăm discriminări, pentru că știu că într-un sat să nu au toate utilitățile care are celălalt sat. Sau, nu știu, o grămadă de situații sunt. Nu putem să-l băgăm în același rang. Deci, cu satul reședințelor din comună, nu putem. La jumătate. Păi, nu sunt. Asta vă și spun, nu sunt. Nu sunt. Părsenașul de centru are centrul cinci. Are acestul satul, de mără disciplinare, sunt egalizate. Centrul cinci. Dacă vreți să termine, filmați un pic, puți harta acolo și să vedeți tot de clar planul comunism. Este planul comunism. Da, domnul președinte, eu am trebuit să muri. Nu, că am trebuit să muri. Puteți continua. Deci am discuție, eu propun ca taxa să meargă la 1,5, nici măcar la 2, nici aia minimă. O taxă de centru, fiind anul. Am luat de lini. Dă-i încă la 0,5. Da, 0,5. Da, aveți. Uite, eu vreau, dar spune eu, prin anul ăsta de lini. Dar eu nu la jumătate să meargă. Cod de procedură fiscală. Dar consiliile locale au voie să majoreze, deci ei pot, ei există o tarifă. În fiecare an să majoreze cu indiciul de inflație și plus până în 20% cu coeficienții din corecția asta dată. Da, am niște bare. Și noi am mers în 2016-2017 cu aceleași cuantumuri. Da. În 2018 s-a majorat cu 10%. În 2019 s-a majorat cu indiciile de inflație. Adică s-a ajuns la tarifa lui a 6. Am întrebat neapărat majorare. Unde ne aflăm cu acea sumă? La minim sau la maxim? Asta e la maxim. Un proiect a fost făcut, Consiliul Local aprobă cota maximă de 0,2%. Uite, asta care e consiliul local. Nu înțeles, dar eu vă spun cum este trecută în proiectul de hotărâre.
același proiect se repetă în fiecare an. Practic, diferență zero. În an de pandemie, suntem mai puțin. Mergeți înapoi. Dar țineți cont că noi în fiecare lună aprilie trebuie majorate impozitele cota de indexat cu indicele de inflație. Exact. Și noi chestia asta ați făcut-o? Deci nu toată. De la Institutul Național ni se comunică. Ni se comunică în mulțumesc, eu am de discuții. Propuneri, nu sunt trece la vot. Cine este pentru? Vreau să două secunde, vreau să spun și eu. Cred că discuțiile pe tema modificărilor plus sau minus 0,2 sau 0,08 și tal, sunt de prisos în momentul ăsta, de timp cât această hotărâre de Consiliu, această formă a impozitelor spațiilor locale, vine după hotărâre de Consiliu de anul trecut, când mulți dintre dumneavoastră ați fost membri ai Consiliului și ați adoptat, probabil, în unanimitate sau mai puțin, hotărârea de Consiliu în forma pe care o avem și anul acesta. Important este că noi, ca și Consiliul anul acesta, am propus să mergem în continuare pe aceeași formă a taxului și impozitului, fără să aducem nicio creștere și în momentul la nivelul la care Consiliul de anul trecut le-a hotărât în ședința de Consiliu pe care a adoptat această hotărâre. Deci este o chestie care este foarte simplă și care nici nu împovărăm pe nimeni. În condițiile astea, aia a fost nivelul taxului și impozite, cu ăla o să mergem în continuare. Dacă Consiliul Plenului, din forma de acum, acceptă și adoptă hotărârea, așa cum și Consiliul de anul trecut a adoptat-o, atunci este un lucru ok. Domnul Vicidan, mi se pare corect să tot facem trimitere la anul trecut, că ați votat când ați votat și ce ați făcut și... Trebuie să controlăm o opinie față de acest proiect. Trebuie să obținem toate informații. Și în consecință vom vota. Suntem de acord cu mine. Dar noi mergem de o pregătire acordul fiscal, care a fost adoptată și aprobată de Consiliu, atât am trecut și probabil că și anul ăsta. Același proiect de hotărâre a fost în 2016 până astăzi. Și astăzi am aceleași procente, am aceleași bareme. Mereu scrie, vă aduc cream acasă. Nu, dar eu nu asta spun. Deci, eu spun că dacă ați vorbi un pic mai. Că dar nu, dar asta am zis, nu mai că facem trimitere, că eu văd acest proiect, îl văd în fiecare an, cu aceleași bareme de cote. În fiecare an, din 2016 până în prezent. Eu același proiect am văzut. N-am văzut nicio cotă diferită niciodată. Și întotdeauna spune, Consiliul Local aprobă cotă maximă. Adică am discutat-o și anul trecut, și acum 2 ani, și întotdeauna am discutat problema asta. Dom'le, dar ce tot aprobăm cotă maximă, nu Consiliul Local? De ce autoritatea executivă se spală pe mâini prin votul Consiliului Local? De ce? Asta eu sunt indignat. Eu n-am spus, deci avem obligații, Consiliul Local are obligația să colecteze, nu să colecteze, să impună taxe și impozite locale. Este obligație și atribuții prevăzută prin lege. Este obligația. Dar de ce tot timpul se spală pe mâini prin autoritatea deliberativă? Autoritatea executivă, adică primăria, încearcă să ia orice încărca Consiliul Local. Că, practic, ei au stabilit taxele și impozite, nu noi. Cum nu? Ați înțeles greșit. Taxele și impozite sunt stabile și modul fiscal, nu. Noi stabilim noi de bărere. Noi doar aducem în plenul Consiliului de Bătărâia noastră simte modificări de creștere sau de păstrare în aceeași corupe. Haideți să ne referim strict la același proiect. Nu mai toți face legătură cu proiectele din anii trecuți. S-a încheiat un mandat, avem un alt mandat. Haideți să respectăm toate, să avem ceva. Ce avem în funcție, domnule. Nu, mulțumesc, am înțeles. Supun la vot proiectul în forma prezentată privind impozitele și taxele locale pentru 21, la nivelul celor din anul 2020. Cine este pentru? Spune la vot. La nivelul celor din anul 2020. Cine este pentru? Deci fără creștere. La nivelul 2020. Cine a vorbit de creștere? Fără modificare. Păi fără modificare, la nivelul celor din 2020. Am zis că nu se ridică. Supun la vot cine este pentru adoptarea în forma prezentată. Cine este pentru? Restante la bugetul local al comunei Bârsănești pentru
modalitățile prevăzute, prin modalitățile prevăzute de lege. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă regulamentul de urmărire și executare silită a creanțelor fiscale prestate la bugetul local al Comunei Bârsănești prin modalitățile prevăzute de lege. Articolul 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data adoptării sale. Articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică primarul prefectului județului Bacău în termen de 10 zile de la adoptare, precum și compartimentul contabilitate financiar de venituri și executare de resurse umane. Articolul 4. Prevederile prezente hotărâri va fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei prin compartimentul contabilitate financiar de venituri și executare de resurse umane și va fi publicată prin afișare în condițiile legii prin secretarului general al Comunei. Dau citire raportul contabilității de specialitate. Conform legii 222, proporului 15, privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, și a legii 207/2015, privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, și a recomandărilor și măsurilor dispuse de controlorii Curții de Conturi Județul Bacău, este legală, necesară și oportună aprobarea regulamentului de urmărire și executare silită a creanțelor fiscale restante la bugetul local al Comunei Bârsănești prin modalitățile prevăzute de lege. Discuții. Ce înseamnă la discuție? Eu vă scriu, dar asta nu mi-am găsit ideea. Vă dau... Lăsați-vă mai târziu. Lăsați-vă, dacă mai vrea cineva, lăsați-vă mai târziu un pic, vă rog. Ce să mai scriu la discuție? O singură întrebare am eu, dacă compartimentul de specialitate nu poate spune la momentul de față, o să trecem la următorul proiectul de ordine de zi. Câți bani mai sunt de recuperat la bugetul local? Îmi scoți la domnul vecina mea astăzi. Da, deja în comun. Nu, nu l-am picat pe urmă. La amenzi sunt foarte prost. La mic de circulație. Și sunt 522 de mii, 77 de lei. Până nu mai e, atât. La impozite pe clădiri, 98.290. 98.290. Mai departe. Îmi permit? Totalul de stanțelor pe comună este de 1.156.000. 672 de bănuți din 254. Din discuțiile avute, situația în casele taxelor a fost îngreunată datorită faptului că este o ordonanță de guvern în baza căreia nu poți să mai faci probire sau să recuperezi creanțele pe care agenții economici le au în condițiile pandemice, te stopează să faci lucrul ăsta. Din discuția avută cu unul primar și cu compartimentul de specialitate, nivelul de încasare de anul trecut a fost unul foarte bun, s-a dus undeva la 80-90%. În condiții în care am putut să facem și propriu și am putut să recuperăm creanțele de la diverse persoane fizice sau juridice, punând proprii pe surse de venit, pe salarii, pe conturile pe care au surse comerciale. Anul ăsta, condiții pandemice, nemai putând face lucrul ăsta, mi s-a tăiat o cracă foarte importantă, prin care noi recuperam o mare parte din banii ăștia. Astea sunt discuții pe care am avut vis-a-vis de recuperare. Vreau să vă spun că și în perioada când am fost înainte, sumele pe care le aveam de recuperat din amenzi erau foarte mari, se duceau tot la câteva miliarde și era de fapt o piatră de moară de gâtul bugetului comunității, pentru că ăia ei se considerau ca bani existenți deja în bugetul nostru, dar pe care noi nu îi puteam recupera până când nu se va modifica cu adevărat pe vedere contul fiscal și vom putea pune în aplicare măsurile coercitive de recuperare a acestor bani, va fi foarte greu ca noi să recuperăm amenziile. Deci este o chestie care depinde de legislație, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al altor persoane care am vorbit, pentru a se putea recupera într-un fel amenziile care se adună chiar și foarte mari ca și calități la diverse persoane fizice sau juridice. Deci, eu aici am cer în regulament privind urmărirea executării silite a bonurilor a creanțelor fiscale. Vreau să punem discuție la capitolul 1, alineatul 2, litera E. Aici spune așa, la alineatul 2, sunt
supuse sechestrării și valorificării bunurilor urmăribile pe proprietatea la debitorului prezentate de acesta. Prezentate acesta și s-au identificat de către organul cercetare executare simită, în următoarea ordine. Avem o ordine acolo. Deci vorbesc alineatul 2, litera E, vreau să discutăm puțin. Aici este o categorie de bunuri care se cheamă așa. Mașini, unelte, utilaje, materii prime și materiale și alte bunuri mobile, precum și bunuri imobile ce servesc activității care constituie prin mare astăzi diferit. Nu știu dacă acest text l-ați preluat din lege, nu știu dacă l-ați preluat, probabil l-ați preluat din lege. Eu consider că acest text de lege oarecum nu este corect sau aș putea spune chiar neconstituțional, pentru că așa, eu așa știu că executarea simită nu se face asupra bunurilor care sunt surse de venit. Surse de existență sau de venit. Se fac pe celelalte accesori, alte bunuri. De exemplu, știu, am un al doilea bun, un al treilea bun. Am o altă categorie de bunuri, dar care nu sunt necesare pentru existența mea. A? Deci asta eu văd incorrect această din punct de vedere legal. Văd că chiar neconstituțională și... Și eu am văzut-o. Normal nu s-a cumpărat de fiecare ce a fost pentru acest lucru. Dar există? Un debitor acum ar trebui executat pentru bunurile, v-am spus, care sunt pentru existența proprie. Acele bunuri nu pot fi urmări. Ia spuneți-mi exact cum sună alineatul 2 litera I. Au zis să nu cumpărați să fie bunuri asupra cărora nu se poate exercita dreptul de exercitare. Deci mai știu că sunt alineatul 2. Sunt supuse sechestrări și valorificări bunurile urmăribile, proprietate a debitorului, da, prezentate de acesta și s-au identificat de către organul de executare simită, în următoarea ordine. Asta este aliniat. Deci e vorba de sechestru. De orice și ulterior executat. Da, nu se pot sechestra bunuri din care proprietarul are existență, adică de existența, depinde de existența sa. Nu se poate sechestra. Mi-a arătat o privire în codul de procedură de civilă. Deci știți că la nu va. În codul de procedură civilă v-am spus în codul. Aici nu scrie aici. Da. Bunurile care asigură existența nu pot fi urmărite. Așa scrie în codul civil. Deci bunurile care asigură existența debitorului nu pot fi urmărite. Aici, bine, aici scrie, da. Dar va fi dat în codul civil și de procedură civilă? Doamna Sfântă, haideți să nu urmărim. Eu doar v-am întrebat, nu m-am atacat. Credeți că nu m-am uitat? Păi da, înseamnă că aveți un articol din care să veniți să-l strângeți de gând ăsta. Nu v-am explicat. Deci, în regulament există asta. Deci, normal, nu este corect. Din punctul meu de vedere, această... Nu știu, dacă ați preluat-o din lege, este neconstituțional, normal. Păi, dacă am preluat-o dintr-o lege... Da, și este neconstituțional. Poți să păi și să pasă. Da, dar ce puncte? Și mai să modificați dumneavoastră. Că nici nu puteți să o modificați dumneavoastră, ca să stai corect. Dar, oricum, înainte de a trece la transformarea proiectului în hotărâre, mă mai uit o dată. Aveți... Dar nu putem, că în momentul în care îl votăm, deci da, ceci, este așa rămâne. Este o întrebare care trebuie evitată. Am înțeles în pe cum suntem la voastră. Deci, de verificat, de re-verificat. Da. Deci, da, știu, dar vă arată, litera e aia care mi se pare, am nu mi se pare inconstituțională, totuși. Da. Eu așa, în votul 57, spune clar, mijloacele de existența debitorului nu pot fi bunuri urmăribile. Vedem și banul. Da, mulțumesc, atât. Există o prevedere în regulamentul pe care l-am supus aprobării acum, care se referă strict la condițiile în care nu putem face executare și propriile și toate chestiile astea. Atât găsit în regulament, pentru că am citit și am găsit referire strictă la condițiile în care nu se pot face. Și vedem dacă, de adevăr, chestia pe care care face propriile domnul consilier, este cuprinsă în acele regulamente. Nu am văzut. Nu dacă noi putem să intervenim și să spunem noi că este necondiționat. Dacă articolul celălalt de adevăr... Linie, domnul Cicin. Că mi-am zis, în masa de dacă articolul celălalt este unul care aparține ca și intervenție, doar executat și nouă, ca și instituție, atunci, de adevăr, poate fi interpretat și adus în forma care trebuie. Dar în condiții în care acest articol, la care din asta faceți referire, este strict din lege,
nu putem să ne permitem noi să spunem că este constituțional sau nu, atât legitorul l-a adoptat în forma în care a fost prezentat în lege. Este o chestie... Deci nu putem fi judecătorii supremi și să ne dăm cu părerea și să spunem că asta o decide și așa cu vădărea pe care ne-o adoptăm este supusă a unor neaprobări de legalitate, iar abilitat instituția superioară a nouă prefectura este cea care se ocupă de avizul de legalitate în condiții în care o hotărâre a noastră nu îndeplinește condiții de legalitate, ea este respinsă pe motiv de nelegalitate. Este o chestie simplă. Noi nu putem să dăm verdicte de aici și să spunem că este așa, pentru că așa gândesc eu. Nu. Nu, dar în acel lucru ăsta, eu vreau să fac o opinie astăzi, din punctul meu de vedere, ce este în faptul că nu am văzut? De acum, cum ne-ați spus, contestăm. Deci, eu am o întrebare. Deci, dacă s-a comunat în situație executare, cineva vrea să conteste executare, să leagă de articolul ăsta, nu? Sunt mai multe modalități prin care prin regulament care îți dau voie să conteste. Este articolul plenului care se referă la studia asta, că studiați regulamentul, îl veți găsi. Pentru că de-aia s-a trimis regulamentul, pentru ca să studiem și să vedem despre ce e vorba acolo. Deci sunt situații clare pe care legitorul le-a stipulat în articole și aliniate. Nu se propune regulamentul. Da, propune. Eu m-am putut. Se opun la proiectul în formă prezentată. Cine este pentru? Nu. Mă abțin. S-a cuvinta, păi eu ies-o! Cine este pentru asta? Lasă-mi eu ne-am pentru. Pentru. V-ați spus pentru, da? Da, pentru. Deci chiar și cu întoarea asta, dacă ridicăm și... Noi mi-am exprimat o opinie, am spus. Este pentru mine și tine. Am înțeles, am înțeles. O studiem și să-și putem să ridicăm. Deci nu, nu putem de tine. Nu e mai ridicat, nu mai ridicat. Nu pot testa ceva, eu practic nu am exprimat o opinie. Da, ați tras un semnal de alarmă. Exact. Dar domnul Arsino, văd un picuț, articolul ăsta ar fi cam părâșător. Păi și votați președinte pentru o parte... Păi cum votați? Ca să știu cum vă conservez aici. Păi nu, eu nu sunt de acord cu... Vă abțineți sau vă abțineți? Sunteți împotrivă sau vă abțineți? Eu sunt, eu mă abțineți. Asta mă abțineți. Sănătate, la revedere! pe sate, pe zone, și este un lucru esențial ca noi să avem
cu ce elabora acest punct și într-un final se schimbă harta care mi-a făcut domnului consilier Axinoiu, să arate într-un alt fel, pentru care reprezintă, este schema grafică a punctului Domnului Măsărești, care a fost funcționat în momentul de față. Nu este o închipuire, nu este o imagine voastră, este o realitate a punctului pe care noi, da, după care noi funcționăm. Care îl avem în realitate. Da. Da, da. Vă rog frumos, fotografia să puneți acolo, case de vacanță, tot ce există acolo. Da. Apă, de la Spreașul, tot ce trebuie. Nu, dar haideți ca să haideți să spunem totuși consilierul local care întotdeauna ei, care va fi cu mandat, să înțeleagă următorul lucru. Banii ăștia acum în două zile nu se mai pot cheltui. Știm. Ei vor merge în excedent. Da. Așa, și atunci, când îmi scoateți mici de acolo ca să mai faceți pugul ăsta sau pus sau ce mai... Avem factură, avem tot. Păi nu prima la... Doamne, avem factură de pugul ăsta. Avem factură și când îl facem? Când îl facem? Uitați. Da. Și când o mai, când o mai zic? Când ai, dacă e facturată, înseamnă că e aparcată, nu? Mare, e 3 zile, 2 zile? Păi, dar vă întrebați pe doamna Caisa, că dânsa răspunde din instrumentarea proiectului. De ce nu trebuie neapărat să luăm că noi facem tot timpul mânării și că da, avem ceva de ascuns? Nu m-ați înțeles. De ce vedeți, să se înțelege greșit. Să se înțelege greșit. Eu am spus așa, nu mai este timp să se mai cheltuie acest bani în bugetul ăsta. Fapte grave, comise cu violență, în speță infracțiuni de omor, hălie, viol,
comparativ cu anul 2019, când s-au constatat 165 de contravenții în valoare de 47.080 de lei. Cu ocazia activității de constatare a contravențiilor, în anul 2020 au fost reținute un număr de 3 permise de conducere, un certificat de înmatriculare comparativ cu anul 2019, când au fost, în care a fost reținut un permis de conducere și un certificat de înmatriculare. În anul 2020 a fost executat un mandat de executare a pedepsei cu înmatriculare privind o persoană condamnată pentru furt calificat, iar în anul 2019 au fost executate două mandate privind persoane condamnate pentru infracțiuni de locuire sau alte violențe și furt calificat. Principalul fenomen infracțional care înregistrează creștere este reprezentat de furturile din locuințe și anexe gospodărești și fapte comise cu violență ca principal element generator, înregistrându-se în cazul infracțiunilor de furt, neluarea măsurilor temeinice de asigurare a bunurilor de către proprietarii acestora, iar în cazul infracțiunilor cu violență, consumul excesiv de băuturi alcoolice. În cadrul activităților desfășurate de lucrătorii postului de poliție Bârșănești, au contribuit și cei doi polițiști locali care au participat la acțiuni de menținere ordinii și liniștii publice cu ocazia manifestărilor culturale, religioase și sportive, ce s-au desfășurat pe raza comună, în activitățile de patrulare, intervenție la evenimente și apeluri sesizate prin 112 și dirijarea traficului rutier pe DG116 Bârșănești. Pentru ținerea sub control a situației operative, care în ultima perioadă de timp înregistrează un curs ascendent, este necesară o mai bună colaborare cu toate instituțiile din comună, în special Consiliul Local, Școală, Dispensar Uman și Veterinar, Biserică și Oporul Silvii din Vest, astfel încât cetățenii să fie informați și instruiți cu privire la modalități de soluționare a conflictelor intra- și interfamiliare și de prevenție a furturilor din locuințe, a furturilor de animale, a faptelor cu violență, a tăierilor ilegale și sustragerilor de material venenos, precum și pentru respectarea măsurilor dispuse pe linia prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-19. Așa, referitor la măsurile pe care le propunem pentru a fi luat în considerație pe mandatul dumneavoastră viitor, aș dori, în primul rând, contactarea unei societăți care se ocupe cu întreținerea și repararea cablurilor de supraveghere montate în cele 4 sale componente, pentru ca toate să fie funcționale. Ne ajută foarte mult în activitate și cred că ar trebui întreținute mai des. Crescul e altul care obturează obiectivele, pânze păianjen și nu ne ajută în mare măsură. Având în vedere numeroasele sesizări referitoare la câinii fără stăpân, care sunt agresivi cu membrii comunității locale, considerând că este necesară contractarea unei societăți de ecarisaj pentru depărtarea legală a câinilor fără stăpân. Acest caz avem la Bătești, sunt nenumărate sesizări cu câini fără stăpân, de care unele persoane au grijă, care sunt luați la întrebări dacă aceste animale le aparțin și care declară că nu le aparțin, dar sunt animale și trebuie hrănite și îngrijite. Pentru a scăpa de această problemă, eu propun să procedăm legal, contactăm o firmă de ecarisaj care la fel periodic se va adresa pe raza comunei și va adună aceste animale care, dacă vor fi dacă omul își recunoaște la firma de ecarisaj, îl ridică și plătește o anumită taxă. Iar dacă nu recunoaște, va urma cursul firesc. În baza unui chip. Nu se știe asta. Trebuie un chip în urmă. Dar, bineînțeles, în momentul în care vor fi ridicate din firma interesat, va fi chipat, cel care se va prezenta să ridice este proprietar, va fi trecut în documentul, așa o văd. Dar să mai existe problema pe care am întâmpinat acum, pentru că toată lumea vine la poliție, deși eu nu am în competențe a strângi câinii de stres sau a identifica este foarte greu pentru că mulți sunt necipați sau necotariați. Da? În momentul în care le-a luat de pe stradă, nu vine stradă, pe câinele meu. Atunci, da, l-am cipat și l-am avem pe viitor, da? Referitor, aici vreau să mă refer tot la satul Bătești. Eu cred că ar fi de luat în considerare pe viitor înființarea unui opor comunal, cum a fost odată. Trebuie văzut exact prevederile care, pentru că sunt multe persoane, aici fac referire la cetățeni din Dulcele sau din Lofteana sau cetățenii ai noștri, care lasă animalele supravegheate, care produc daune, iar în momentul în care cetățeanul vine la poliție și reclamă, mi-a stricat cultura mea. Așa, eu nu pot decât să-i aplic o sancțiune contravențională.
Eu trebuie să demonstrez intenția lui de a lăsa animalul pe terenul cuiva, ca să pot să tragă răspundere din punct de vedere penal pentru distrugere. Că din multe ori spun doamna, chiar și ciobanii. Domnul a vorbit și animalul a intrat pe și a făcut stricăciune. Lipsa intenției duce exact la ce v-am spus. Devine contravenție, omul rămâne cu pagă. Deși are posibilitatea ca în instanță să acționeze pe proprietarul animalului și să recupereze pagă. Ceea ce pentru cetățenii noștri mai greu de produs. Aș vrea ca toți membrii comunității să ne implicăm pe ideea răspândirii virusului SARS-CoV-19. Deci, deocamdată, sunt prevederi legale care au rămas în vigoare, portul măștii, portul am semnale, că cetățenii vor organiza cadre, vor organiza club, vor organiza sancționat. Ei trebuie să respecte dispoziții legale, să că mai deci cetele care vor ura asta fără, bineînțeles, fără un acord al primăriei, să fără un aviz al primăriei. Nu trebuie să depășească mai mult de 6 persoane. Deci tot ce va fi depistat în această perioadă, cu număr mai ridicat de 6 persoane, vor fi sancționate. Începând cu capul cetei, care va încasa amenda maximă, și terminând cu ceilalți componenți ai cetei, care vor încasa în funcție de cum vom stabili. Sau cine va fi agent constatator în cazul de față. În cazul petardelor este clar că sunt interzise comercializări. Vă seama, nu poate răspunde nimeni, doamne. Se găsește deja la se dau pisul în mână, se dau... Dar se dau pisul în mână, se dau de azi de ieri, se găsesc poate lucruri dacă ies să facem. În speranța că în anul 2021 vom avea o colaborare mai eficientă, în special din linia superiorilor de justiții publice, pedrirea voastră cu Dorențiu, a fost unul prin creșterea posibilice. Noi vă mulțumim pentru colaborare. Bine ați venit celor domnilor consilieri noi. Sperăm că vom colabora din ce în ce mai bine. Sper că doamna Georgiană mă va ajuta cu niște clienti de prevenire, că acum s-au schimbat. A devenit metoda COVID, dar nu mai e metoda accident. Sunt o sună bătrânii, vezi că copilul ți-e în spital, dar repede să duci, să faci, uite, luăm un aparat de spital, pe tot. Și aș vrea să mă ajut un timp, o să muncească un timp pentru comunitate, nu pentru poliție. Asta am spus, vreau să dacă vreți și ne adresați întrebări sau dacă vreți ceva de adăugat. Vă nu știu dacă ați auzit când am fost dispus ție asupra statutului de funcții, a fost propunerea asupra desfințării poliției locale. Aș vrea să vă gândiți, dacă gândiți că este oportun sau nu, dacă credeți că este oportun sau nu, desfințarea ei sau organizarea unui serviciu în cadrul primăriei cu persoane calificate care să preia din anumite instituții, cum ar fi cele de mediu, cele cu supravegherea camerelor și să vă dea într-un cuvânt dacă vă pot da o mână de ajutor. Din punctul de vedere, este absolut necesar un compartiment, nu neapărat poliție locală, un compartiment de persoane specializate care să preia atribuții de mediu. Știu că problema s-a luat cu mizeria, cu același lucru se întâmplă. Cetățeanul din Madrid și spun că l-a aducat. Avem și noi atribuții prin DM. Dar vreau să vă spun că, deși postul poliției păsărește pe văzut cu 3 lucrători, noi de 5 ani lucrăm în 2. În condiții ridicare, infracționalitatea a crescut. Ați văzut și comparativ cu anul 2019. Îmi pare rău că nu v-am făcut comparativ cu în urmă cu 5 ani, când erau 3 lucrători. În acest zi, cred că este absolut necesar un compartiment specializat care să preia atribuțiile poliției locale în ceea ce privește parcarea nereglamentară. Multe persoane parchează după cum plac sau aveți nevoie la Consiliul Local de compartimentul de urmărire a gunoaielor, nu? Să spunem, să fie o persoană autorizată care merge când se adună gunoi, vede, oprește. Da. Deci, eu așa o văd. Și da, cred că este oportună înființarea unui compartiment. Deci, dar nu cea de poliție locală. Nu neapărat cea de poliție locală. Bine, acum ca să mă așa că folosim o timp. Mi-e pare rău că s-au făcut o funcție de poliție local. Pentru că și polițiștii locali pot fi folosiți exact ca acest compartiment. Dar nu știu dacă mai găsesc condițiile sau nu. Nu este treaba mea să o stabilez. Mi-a bază să zic, ca să vreau să fie o stabiliți. Îmi pare rău că se desfințează acest compartiment, dar să știți că primăria are nevoie de un compartiment specializat pe gunoaie, pe... eu știu. Alte condiții, dar țin de...
administrația locală. Eu vreau să vin în comentariu, vreau să... Da, deci... Trebuie să dăm minimum, da, mă rog, profiți. Pot să zicem, nu? În raportul dumneavoastră acolo, în toate colaborările cu poliția locală, aveți, puteți atașați în doctrină la care au participat ei, la activitățile care au participat? În special la patrulările pe linia COVID. Noi la asta i-am folosit. Pentru că ne-au asigurat un moment de respiro, având în vedere numărul redus de cadre la nivelul IPJ-ului și la nivelul Poliției Onești și la nivelul secției noastre, au fost folosiți ca și personal de sprijin în patru luni și, bineînțeles, s-au intervenit la intervenție, dacă vreți, eu pot să vă prezint un material. Da, document, eu vreau niște material. Da, să vedem. Intervenție 1-1. Păi, aici apare clar și noi, polițistul local care a participat. Asta înseamnă să ne la arhivă și să spăteau pe unii bozești dacă este necesar și considerați că este o corupție. Să vedem și noi, au vreo activitate, în șadre mare loc. Eu pot să vă prezint. Eu am văzut. Eu pot să vă prezint patrulările la care au participat și intervenție 1-2, atât am control. Cât au fost în subordinea voastră, adică la Ministerul de Interne. Nu, și ar mai avea o problemă cu poliția locală. Au vreun respect cu cineva, face avit psihologic, fac trageri, fac din astea sau... Asta nu pot să vă spun. Asta simt. Haideți acum, să fim legat ce avem cu domnul de la Cultură. După aia, dacă mai sunt discuții cu dânsii ca să... După aia, în teorie, să ne discutăm la diverse. Dacă mai are cineva ceva de întrebat? Da, dar legat de aceeași problemă cu noi care am lucrat în sistemul Ministerului de Interne și Roșun Ghiuron și domnii care sunt actualmente, știm cât este necesară prezența acestor oameni. Dacă e îmbrăcat în civil, nimeni va veni în țeam. Uniforma dă o prestanță, dă o teamă pentru cel care este verificat, așa e trimis un civil, nu îl bagă în seamă, fugit de șpidea un lucru. Eu cred că este necesară poliția asta. În timp ce toată lumea le-a reînființat, poliția Unești, primăria Unești desființat, se le-a reînființat. Au văzut că e necesar. Asta vreau să vin în completare tuturor și vreau să spun și colegilor de la poliție. Problema este următoarea. Deci ei trebuie să aibă o ierarhie, unii au o pregătire de specialitate, trebuie să... Deci ei trebuie să aibă o ierarhie undeva, sau mă rog, undeva o organizare, ca să spun mai concret. Nu poate să cadă competența Poliției Naționale și faci poliția locală. Asta s-a venit noi. Când asta s-a făcut la bugetul local, care s-a loc anual, avem diferite capete care spun, pregătire, nu știu ce, și avem parte. Care pot participa, inclusiv consiliul local, pot să participi și am mai discutat problema asta de multe ori. Deci competența asta, adică, cum să zic eu, domnul șef de pot ne-a explicat, da, este necesar. Bun, am înțeles, este necesar. Dar această organizare, noi trebuie să o facem. Deci noi venim ca opinii din partea Poliției Naționale. Poliția locală, deci noi hotărâm ce facem cu ea. Bineînțeles, când mi-am explicat... Păi da, dumneavoastră, ce fac o opinie? Este necesară? Da, și eu am lucrat în domeniu și nu o să mai spune. Ce se întâmplă asta? Da, asta e o opinie pe care o vom lua în considerare, în momentul în care o pune în discuții... Ferește, tu spuneți la tribunal, cei care au lucrat într-un anumit sistem, le dă seama ce înseamnă să ai un sprijin, ce să ai un ajutor, ca să poți să intervii la diverse fapte, nu? Apar neprevăzute tot timpul. Noi nu vrea să ne plângem, dar sunt condiții în care noi intrăm în cedră, nu mă simt. Există un raport să vă gândiți că un singur polițist trebuie să facă față tuturor problemelor care sunt. Toate comunitate. Și mai sunt niște care sunt. Deși mulți spun că această comună e mică și că nu sunt ridică probleme deosebite și că nu sunt probleme și în comuna Băsănești, poate nu atât de mult cât în alte comune, dar întâmpină unele probleme. Da, și mai sunt și am avutat foarte mult sprijin din partea dumneavoastră. Dacă se poate și din partea dumneavoastră, eu nu sunt, cum eu vă solicit sprijin și noi să puteți să solicitați sprijin. Deci, dacă odată, din punctul meu de vedere, nu o să întâlniți un refuz sau eu știu, aveți o problemă, vreți să discutăm, fără probleme discutăm și căutăm rezolvare, din punctul meu de vedere, legal. Eu nu pot să fac decât legal, legalități. Ilegalități, nu am ce să vă... Da, și legal la ceea ce spuneați dumneavoastră, când rămâne cât un singur lucrător la nivel de poliție național sau la poate poliție local, național, dar aici, pe zona noastră, în comuna noastră, evident că sunt niște proceduri de lucru care, uneori, te împiedică să faci ceva, uneori, prin acele proceduri de intervenție. Și de asta este necesară o persoană care... Sunt niște modalități de intervenție. Alte discuții privind raportul de exploatare a... cu propuneri sau... Nu vă răspund, dar de unele chestii care trebuie în raport.
vis-a-vis de camere. Noi deja avem instalator număr de 21 de camere de centrul comunii Bârșănești, urmând extinderea numărul de, extinderea sistemului de supraveghere prin camere, cu încă două camere. Asta la stadionul de la Brădus, acolo ne-a putut discuție și ședere trecută, unde deja au început să vandalizeze și vrem să monitorizăm și era împreună cu celelalte spate. Toate camerele din momentul de asta, din momentul de față, sunt funcționale. Avem deja un contract cu o firmă care monitorizează și supraveghează buna funcționare a camerelor, urmând ca în planul viitor să extindem sistemul de monitorizare, dar situația este una nu foarte simplă, pentru faptul că, din discuțiile avute cu reprezentantul firmei care se ocupă de montare și, camere și monitorizare permanentă, sunt locuri unde fibra optică nu a ajuns, iar acolo noi am avut intenția de a extinde mai multe locuri. Domnul care se ocupă de firmă ne-a zis că nu avem posibilitatea deocamdată să facem extinderea, pentru că nu există fibra optică care să preia semnalul și care să transmită către bază. În condițiile astea, în care conexii, în condițiile în care va exista extindere de fibră sau firma însăși va putea face extinderea de fibră optică pentru a percepe și transmite semnalul la bază, avem în vedere extinderea sistemului de monitorizare. Deci este chestie care nu depinde faptic doar de noi, este chestie care ține de o susținere financiară pe care noi trebuie să o avem atunci când avem în vedere extinderea de genul ăsta, care nu este un act atribut, se face extindere de fibră pentru multe zone vulnerabile pe care le avem în vedere, înseamnă destul de mulți bani. Și atunci va trebui să avem o hotărâre nouă prin care să susținem și financiar o asemenea investiție, nu doar din punct de vedere al vorbelor. Deci va trebui să avem o chestie implementată practic. Și mai trebuie, completez domnul Vicei, pe lângă faptul că trebuie pentru monitorizare, trebuie să avem și capacitatea de colectare a imagini și stocare. O să modificăm și atât, pentru că nu putem să instalăm. Dacă eu nu pot să revin să văd ce, dacă nu s-au stocat imagini și nu știu ce s-a întâmplat. Este chestia asta, domnul Miron. Deci, conform legii... Nu pot să pun 50 de camere dacă eu am un recyber care... Conform regulamentul de GDPR, suntem obligați 20, minim 20 de zile. Eu știam 30, da? Minim 30. Maxim 30. Deci minim 20 de stocare de data și magazinare. Așa că sistemul stocare de data nu este un camere care funcționează, dar vin doar imagine live și mai este. Deci avem un stocare care este la puterea site-ului pe care noi îl avem votare. Deci ulterior când avem în vedere extinderea, va trebui să modificăm și structura, să cumpărăm un alt site-ul cu altă capacitate, cu altă spațiu de memorie, pentru ca timpul de stocare să se cadreze între niște vederi legale și noi să le putem face treaba așa cum. Și atunci va trebui, prin desfințarea compartimentului, dacă vom aproba desfințarea compartimentului de poliție locală, să avem în vedere înființarea unui post de monitorizare, așa cum am avut discuție mai devreme, pentru că nu putem să punem doar camerele și cineva să nu se ocupe de asta. În condițiile în care sunt montate camerele și aduse la capacitatea tehnică de cea mai bună performanță, va trebui să avem și performanță la nivel de intervenție când cel care este la monitorizare va anunța prima de colaborare și atunci vom avea intervenție în timp util, care va însemna iarăși costuri suplimentare. Nu putem face doar prin decizia executivului. Va trebui să fie o decizie care se ține de Consiliul Local, care va însemna cheltuieli pe măsura execuției pe care o face. Păi, atunci să mai... Poate să ținem puțin așa, să facem mai sub cu bugetul ca să ne ajungă. Nu? Dar să facem mai scumpul sau mai clar, în funcție de alocările pe care o să le avem de la guvernul care este numărul. Nu putem să știm care este alocarea bugetară, domnului. Este necesitate, este pentru siguranța cetățeanului, în primul rând, da? Eu n-am spus altceva, aceea este la fășim. Doar aici așa și ăla... Aici e vorba. Păi dacă fac ceva, să fie cetățenesc, mai am răspuns că dacă dați voi să continui. Câinii fără stăpâna, o discuție pe care am avut-o și în ședința trecută, avem în vedere ca, până la următoare, să avem poate un proiect de hotărâre sau, eu știu, măcar o întrevedere cu o firmă de ecarisaj care să se ocupe de monitorizarea câinilor din comună, dar cred că cheltuielile vor fi iarăși foarte mari și iarăși aduc în discuție necesitatea unui de Consiliu, pentru că nu putem să facem cheltuieli de genul ăsta fără să avem bază și suport legal, adică o hotărâre de Consiliu, în baza căreia noi să putem face demersul de genul ăsta. Am reținut foarte, foarte bine situația de la Bărtești și atunci este prezentă. Chiar zilele trecute mi-a trimis cineva pe WhatsApp o imagine cu niște câini aduși în zona Bărsăneștiului. Spunea, bă,
erau atât de, atât de speriați, camerele erau în jurul mașinii de ceva, că nu știu ce e pe ei, parcă se dăci pentru să-ți face. Dacă erau camerele de luat deja, vedea. Deci, situația este una nu foarte simplă, se agravează după 110 timpul și va trebui să luăm măsură prin care noi să limităm șansa celor care aduc pe teritoriul comunei câini și care creează disconfortul cetățenilor pe care noi trebuie să-i apărăm și să aducem o situație de respect. Și mai sarcina autorității deliberative și executive a localității. Clar. La obor, nu, despre obor comunal. E o chestie care mi-a dat aminte din vechime, când era un țar, unde atunci când lăsai vaca sau asta bucata vecină, îți o ducea acolo și îți o ghidea, dar asta atunci era obor. E o chestie care nu mai funcționează de mult, dar poate da, este o chestie de care s-a avut vedere. Eu m-am referit în condițiile care cu obor se ființează foarte de condiții. În prezent trebuie venit veterinar care să monitorizeze, trebuie asigurată draga. Păi iarăși, asta e, iarăși, de asta a spus, eu n-am spus că trebuie instituționalizată care înseamnă deci, așa. Deci eu am spus că trebuie verificat legislativ și văzut exact dacă există oportunitatea sau posibilitatea în viitorul unui comunal. Adică nu e o spun cu impus sau... Dar eu chestia care vin din vechimea, dar sunt toate seama asta ca și oameni, ca și comunități, când dacă mi-a vrut să întâmpla așa, cu vaca sau calul sau ce era cu aia, era dusă și la un bol, mai sunt aceleași comunități și mai cu indiții. Haide să nu facem asimilare, cum să facem o trimitere spre comunism, să înțeleg eu așa ceva, dar nu este cazul asta. Nu, domnule, doar fiecare trebuie să răspundă pentru animalul lui, așa, dacă ăsta nu am, trebuie luat o măsură. Dacă așa, astăzi nu găsim măsură, mâine nu găsim. Deci, oamenii de la Brătești, care au găsit animalele, m-au întrebat, domnule, noi le luăm acasă. Nu poți să iei animalul acasă, când crezi că este un furt. Luarea unui furt. Da? Și se vedea că este abandonat sau nu este, sau sușirea cum îl găsim. Deci omul se supune în infracțiune, noi trebuie să căutăm să-i apărăm un pic de membrii comunității ca să nu rămână cu pagubele de recuperare. Pentru că sunt, au vii, au porumbi, au... Și aici, cum să vă spun, nici nu le putem alerta după fai, care sunt dezlegați, să-i prindem, noi trebuie să mergem cu medicul veterinar, trebuie să vedem ce, dacă sunt cipați, cât îi aparțin, să mergem prin fir, că la articul la 10-a mână, afli proprietarul, îi dai o amendă, că lăsa nesupravecheată, omul tot cu pagubele de recuperare. La asta vreau. Avizarea obiceiului. Vreau să vă spun că noi am primit solicitări foarte multe de eliberare de autorizație pentru obiceiul. La toată lumea noi am spus că condițiile care sunt acum impun restricții și va trebui să le respectăm. Noi am spus că noi eliberăm de cercă de autorizație pentru obiceiul, deși se cere tare sufletul, pentru că tradiția care este a noastră, această bunilor noștri, este profundă suportată în condițiile astea. E o chestie pe care noi, ca și în statele comunității, nu prea o dețin cu mult drag, e clar. E o chestie pe care noi vrem să sprijinim din comunității și în promovarea obiceiurilor și tradițiilor locului. Dar ca vis că sunt condițiile de respectate și acum ce se va întâmpla până la urmă, sincer, nu pot să vă spun, pentru că fiecare sat e așa stabilit într-un fel ce vor face. Noi am spus că nu vom organiza la nivelul Consiliul Local, Primăriei Vârstănești, vechea adunare prin care se promovau tradițiile și obiceiurile locului, e o chestie care, cred, ne doare foarte tare și nu numai pe noi, ci și pe membrii comunității care doreau cu foarte multă adoare să fie prezenți la evenimentul care marca starea de bine a lor și un eveniment pe care îl țineau minte de la an la an, ca fiind o chestie remarcabilă. Și de la un an la altul mai frumoasă, iar anul ăsta este o pată neagră pe obrazul tradițiilor noastre și a noastră ca și comunități. Din cauza condițiilor pandemice care se afectează de obișnuire. Ei vin în grupurile astea și spune, uite, corul se face, corul se face, corul se face. Nu se face, domnul Domnul Miron, eu sunt cu mine, ieri dimineață, nu? La revedere, tot venit o întrebare, sunt domnule, nu dau nimic. Care ai lege? Legea se dai, ei pleacă prin, ați văzut prin oraș. Da? Asta nu vreau să vă l-a rugat pe domnul primar
voi ieșuri la anul. Spre căsuța aia s-a consolidat terenul fiind betonat.
dar în margine, când plouă, tot noroiul se adună și vine pe suprafața de joc. Și în timp, dacă nu se găsește soluție, măcar să detoneze acolo 2-3 metri în stânga, se va deteriora și e păcat el. Da, poți să mergi să vedeți? Unul intrat chiar aproape de poartă. Da. Da, deci, stimați colegi, aș vrea să încheie în urmă optimistă, dar cât în tot timp am fost acusat în Consiliul Local de către dumneavoastră, trebuie să mă apăr și eu puțin imaginea, ca să zic așa, că mi s-a văzut diverse jigni și așa mai departe. Și o să încep în primul rând. După cum v-am amintit la ședința trecută, am solicitat și o să mi se dea niște documente să mă informez cu privire la să-mi contorez o idee și o opinie față de un proiect de hotărâre. Mi s-a răspuns că nu mi se dă, decât pe bază de cer. Deci și în lege spune altfel. Dacă îmi permiteți două secunde să citesc articolul de lege, ca să vă spun în care cum mă stau lucrurile. Deci este articolul 218 din codul administrativ. Titlul este chemat, este intitulat Accesul la informații și la liniatul 1 spune pe următor. Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informații de interes public nu poate fi îngrădit. Nimeni a fost îngrădit acest drept la ședința trecută. În consecință, va trebui să studiez sau să văd ce măsuri pot să promovez în continuare. Asta ar fi una. A doua este, tot la fel, acuzat și în prima ședință, a doua ședință din noiembrie. Noi am lipsit doi consilieri, eu și cu colegul meu de bancă, ca să folosesc termenul ăsta, așa acum. Așa, în Consiliul Local. Numai că vreau să aduc în discuție următorul lucru. Totuși, consilierul local desemnat pentru Comisia de Învățământ, domnul Plănar, în speță, îmi cer scuze, dar trebuie să spun și dumneavoastră, că asta e situația, nu vreau să mă cer cu nimeni, vreau să numai să aduc în discuție. Totuși, cred că am încasat nelegal indemnizația pe luna noiembrie, pentru că așa cum scrie dispozițiile legii, dumneavoastră nu s-a putut constitui într-o comisie, vorbesc de comisie specialitate, ca să poată primi indemnizația. Și vă citesc articolul din lege, cum scrie că se acordă indemnizația Consiliului Local. L-am asimilat pe montaj pentru că, practic, dânsul ar fi fost prejudiciat. Nu mi-am terminat opinia, vă rog frumos, lăsați-mă. Deci ar fi fost prejudiciat, nu din cauza faptului că a plecat. Doamna. Deci dintr-o cauză vine, dar de dumneavoastră, cauza dumneavoastră a plecat, nu trebuia să se ajungă ca dumneavoastră să nu fie plătit. Pentru că dumneavoastră a făcut datoria. Și o ședință a Comisiei de Specialitate. Întrucât Comisia de Specialitate, Învățământ și etc., cum se denumește, nu a putut fi constituită, când e lipsă de corp, a lipsit noi doi, da? Este lipsă de corp. Normal și legal, indemnizația nu putea fi încasată. Nu, atâta. Deci nu, ca încasată, nu am încasată de problemă acolo. Și la toată am așa discuții. Nu, dar acum trebuie să așezați. Deci, un punct care vreau să-l prezint, este procesul verbal de ședință, domnul președinte. Știți că am cerut. Doamna secretară, după 3 zile de la aprobare, trebuie să ne-l afișa să vedem și noi ce s-a scris în procesul verbal aprobat de la ședința anterioară. Așa se spune. Citesc și acest articol din lege, aliniat din lege. În termen de 3 zile de la data aprobării procesului verbal al ședinței, secretarul general al unității sub diviziunea administrativ teritorială afișează la sediul primăriei și publică pe pagina de internet a unității sub diviziunea administrativ-teritorială o copie a procesului verbal al ședinței. Nu a fost afișat, nu există acest proces verbal.
Și l-am cerut să fie afișat. Și doar o simplă întrebare retorică. De ce nu se fac lucrurile astea? Sau de ce nu se respectă legea? Am încheiat. O să primim un răspuns. Nu trebuie să credeți. Era o întrebare retorică. De ce v-ați dori să fie să aibă oricine acces la documentație? Sau orice documentație solicitată? Contracte, gen, adică. Deci se poate, domnule, dorește un contract, o să analizeze. Îl duc la urmă. Poate îl duc undeva, să analizeze o casă de avocatură sau cine știe ce. Bun. Cu terenul de la Vlodosul, care e gen, stadionul de acolo, nu? O toaletă, trebuie făcut ceva cu o toaletă, că nu există o toaletă și acolo mai e și un bar, să ce este acolo și cred că o să ruginească gardul mai mult, că își fac nevoie de pe el. Păi, nu prea e obligă. Pe terenul trebuie să ai și eu, toaletul, nu? Pe lângă, pe împrejur posibil, dar în casă sau pe terenul. Bun, eu îmi prezut, dar acolo. Și eu propun ca terenul ăla să se dea în administrare, la o echipă de fotbal, să facă antrenament, să ai de grijă a lui. Eu așa propun. Că ar fi frumos așa. Eu așa propun. Deci se dea, sunt două echipe de fotbal, că am să zic tot mereu scandal. Bă, e terenul ăla, cum sunt eu, am agriat, cum am agriat. Măcar terenul ăsta care este, da, fără, că este, are grijă a lui. Duminica poate să fie la dispoziție pus și pentru public sau trebuie făcut, eu așa cred. Nu, terenul trebuie dat la ligă, pentru că... Vreau să-l dai la ligă. Este o investiție, sunt niște bani. Eu, dacă eu am mai văzut acum afară, da. Dacă tot mie mă uit. Deci sunt terenuri care sunt locali, este a localității, este a primăriei terenului, nu-i cu ei, a nimănui. Deci terenul ăla, deci sunt, de exemplu, echipe de fotbal la localități care își fac antrenament, își fac mai multe... Am mai fost, să spunem, scandalul, când băieții, nu era terenul finalizat la Vlodosul și băieții au vrut să joace pe teren de la școală, în condițiile în care în toate comunele se joacă pe terenul școlii, da, aici s-a putut. Și de aici, îți dai seama cum ar fi să-l îngrădești și jocul la Vlodosul. Nu poți. Eu am înțeles, dar nu te nu poți îmbrătie, dar măcar îi duci acolo cineva, trebuie să fie mult, nu poate să stea și cineva. Și cu transportul local. Deci cu transportul local am discutat și anul trecut și... Dar văd că nicio măsură nu se ia. Păi, fraților, ori facem semnături, strângem de la oameni. Păi transportul ăsta local, deci sunt oameni care merg 2 km dimineața pe jos, fraților. Deci nimeni nu ia. Am sunat-o pe la ele, am nume din salte, sunt alte numere care își fac traseul pe aici, decât cele care sunt în registrate la autoritatea rutieră, la ele, pe acolo. Domnul Gânaru, deci am uitat să spun la poliția noastră. Deci poliția poate să facă chestia asta, să controleze, bă, arată-mi și mie, licența de traseu, cărțile astea. Deci trebuie făcut ceva, frate, încep școli. Erau, parcă mi se pare că erau două microbuze pentru transport elevi, nu? La noi aici, nu? Unul e de fel. Unul e de fel sau două? Unul e de fel. Două, sau unul e de fel. Bun, păi trebuie făcut ceva și pus unul și făcut. Preparat și folosit, nu? Dar eu nu încerc școala până la urmă. Păi, dar la ce să folosești? Nu se știe nimic asta. Dar este delicat școlii, dar nu poți să-l pui să ducă oameni la unești. Dar nu trebuie să ducă oameni. Nu trebuie să ducă oameni. Și îți facă transportul elevilor aici. Dacă este unul. Și ăla tu pui delicat. Pe care îl aduc pentru școală. Unul aduce de la Caracău, altul aduce de la Vlodosul. Nu, nu funcționa pe numai unul, nu? Păi dacă s-a stricat acum, nu înseamnă... Nu-i stricat, domnul Lănar, nu-i stricat acum, ăla-i stricat din mult timp. Este, dar dacă nu ne permite bugetul să reparăm, că nu știm ce... Bun, atunci eu căutăm o soluție. Ești atunci și ai mașini, știi că faza bară de defecțiune e de costă. Bun, ok. Deci trebuie să găsească niște soluții și pentru asta. Sunt ce au școli, nu o să rămân așa toată viața, fără să nu meargă la școală. O să fie transport, de exemplu, hai, transportul public. Sunt elevi care învață în oraș. Ce facem cu ei? Ai avut cursurile asigurate prin ATIC, atunci ATIC și asigur da. Cursele. Da. Asigurate. Deci nu ne-am sigur că asigurate cursurile alea, nu? Am cred că sunt singur, eu sunt singurul care cer propun mai cu da, dacă mă scuzați, domnul, dar mai să fie domnul ăsta, îi propun domnul meu și noi, dacă de acord, suntem, câți consilieri suntem? Haideți să împărțim Brâțănești. Din Brâțănești, comun, toți. Din Brâțănești specific, separat. De ce vă spun? Pentru că poate să spuneți unii voi de ce am cerut din Brâțănești. Pentru că de la Rupenia la deal e posibil ca o dată să mai vină cu autobuzul. La cursele de 5, la cursele de 7 jumate, la cursa de 11 jumate.
Domnul, asta vreau să vă spun. Haideți împreună, dacă sunteți de acord, cei care sunteți din Bursănești, îi luăm fiecare o zonă, de la X până la X, și strângem semnături, personal. Exact. Eu am declarat. Eu am declarat. Deci dacă sunteți de acord pe Bursănești, trebuie neapărat să facem treaba asta. Asta e o problemă foarte mare la nivel de Bursănești. Redactați un tabel și, în consecință, noi o să ne conformăm. Vă faci un lucru. Nu e problemă. Asta e o problemă foarte grea ca trebuie. Număr curent, numai de nume, localitatea... Privința transportatorului din persoane publice, sunt, deci cine câștigă licitații, deci are niște ore. Deci, indiferent care o persoană, care 10, care 3, care 2, el trebuie să desfășoare activitatea. Găsești pe internet, la Consiliul Județean, tot programul de... Eu știu prea bine, cât de țin licență și știu prea bine cum e situația. Problema este că trebuie să faci demersuri către prefectură, către alte instituții, care trebuie să duce la punct. Mi se pare că mai mult înregistrarea. Să arăt de câte ori am sunat la Consiliul Județean la doamna care răspunde. Domnul Plănar, nu trebuie să sun. Hârtivuți și trimiți număr de registrare. Da, deci la orice solicitare, în maxim 3 zile, trebuie să ai un rezultat. De câte ori am sunat și eu și un om primar, am sunat și împreună. Aici se termină. Consiliul Județean, Consiliul Județean a luat măsuri împotriva lor aici, a sunat la ei, că ei au ajuns să ne atât de nesimțit, poate fi acel, îmi cer scuze, dar asta e cuvântul ce-am potrivit, a ajuns să întrebi șoferi, și e mă consilierul ăla Brunarul de sunat toată ziua la Consiliul Județean. Păi nu trebuie să sunați, ați făcut frumos filmuleț, ați făcut adresă, facem adresă, am făcut și la revedere. Am acasă toate adresele care le-am făcut și la ANR și peste tot. Le aveți? Aveți răspuns la ele? Am un singur răspuns. Și care? Acum 4 ani. Domnul Bernard, de acum 4 ani sunt problemele astea, vă dați seama? Deci de acum 4 ani. Și tot oamenii au suportat. O suportă. Da, haideți să... Așa e, de sărbători n-am mers 3 zile niciun autobuz. Dar nu e problema de sărbători. 32 ianuarie, iar nou program. E problema că avem copii la școală, eu am făcut 2 ani naveta de acasă la Rudubenia, seara. Era tuneric. Bine, aceea cu distanța, aceeași valabil și la Caracol. De exemplu, de la CAP-ul din sus până în stația de jos, e 1,8 km. Kilometru 200. O să 1,2 km. Vin oameni tocmai de acolo, prin autobuz. Păi și asta din cauza noastră, vă spun. Nu-i din cauza nimeni. Deci din cauza noastră. Haideți, eu am terminat. Deci o dată am făcut stadionul și vine și cu accesul la documentație. Doamna... De exemplu, eu doresc contractul cu Adigo. Deci și contractul vechi cu puțurile de apă la Tazău, doresc o copie la contractul respectiv. Puțurile de apă cu studiul de fezabilitate, cu toate prostiile astea. Și la contractul nostru, care acum s-a schimbat contractul. Asta doresc eu mai mult. Doamna. Sărbători e liniștite, binecuvântate, să ne întâlnim cu bine și să facem realitate mai multe cu anul următor. Acum mă opresc aici, pentru că indiferent ce aș propune sau aș aduce în discuție cum s-a făcut, nu mai e timp de făcut anul acesta. Domnul Țan, voi sărbători de așa, de an, din partea primăriei și a mea personal, să vedeți tot ce de semnă la mulți ani, multă sănătate și una mai multe realizări și lucruri. Mulțumesc! Ca președinte și de film și eu să urez tuturor locuitorilor cu unii Bursănești, în particular la mulți ani, că e ultima ședință pe anul ăsta. Astăzi, după nemărate divergențe, de la înființarea noului Consiliu Local, am dat dovada că dacă discutăm, se poate ajunge la un consens. Rugămintea mea este ca pe viitor să menținem același ritm și zic eu că va fi bine. Să ne uităm fiecare acolo în codul administrativ. Domnul Miron, domnul Miron, lăsați voi! Mi-ați cerut? Tu mai puteți să vorbim? În primul la pământ. Da, am vrut să termin într-un ton optimist ședința, dar văd că unii colegi ai noștri tind cu neapărat să pună punctul pe ei.
Eu îi invit, dacă au anumite neînțelegeri, dacă au anumite lucruri care nu vor să le înțeleagă sau nu le-au înțeles, să se adreseze unui credincios și de cuvință. Că nu, nu le îngrădește nimeni absolut niciun drept. Iar când pretind că nu le-au fost eliberate anumite documente, nu știu la nivel de comună, dar că n-am vrut eu personal să le dau, îmi pare rău să vă spun. Domnul, dacă vă... Îmi pare rău. Și atât am avut să te spun. Dar lăsați-vă, domnule, că am și eu dreptul la o comentarie. Am vrea și eu dreptul la replică. Am și eu dreptul la replică.